Kids screaming in the cradles, profanities. I see the world through ice covered in ink and bleach. Cross out the ones who heard my cries and watched me weep. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. Toată lumea e pe frecvență. Sau nu sunteți pe frecvență? Ziceți sincer. Ziceți sincer. V-ați trezit sau nu prea? Mi-ai furat tricou. Te-a pua, Pavele. Păi ți-am zis că am și eu tricou de-s. Ți-am zis că am și eu tricou de-s. Credeai că glumesc? Sau nu ți-am zis? Parcă ți-am zis, nu? Ia stat așa că nu mă știu să mut. Și nu dă like care trebuie să primă de școală, a plecat pinul. A plecat pinul direct, mama a plecat și notificarea asta îmi place să văd. De când am mai pus un Insta Story cu notificare? De când am mai pus un Insta Story cu notificare? Ia vezi notificare. Ia vezi notificare ce a plecat. Nemții TV vizionează acum live. Brothere, a intrat Nemții TV live, brothere. Ce faceți, mă, băieți? Bună dimineața! Bun meciuier, mulțumesc, frate! Salut, bată cu live-ul, salut, Darius Mazăr! Salut, fratele meu, salut, băcu pe toți! Bă, dar stați așa să așez și orața asta! Să stea așa, să stea așa bine, să asculte și o muzică! Vizionează la Nemții? Frumos gol ieri la meci, mulțumesc, frate! Salut, Cosmine! O, Cosmine, mă, mâncați! Și uite cine a intrat! Bă, Pavel, uite cine a intrat pe live, mâncava! Bă, a intrat Cosmine, nene, pe live, mânca... Nu se poate așa ceva. Ce faci, mă, n-ai... Am crezut că ai murit, Cosmine, să mă bată tata. Ce faci? Ai fost plecat în Antarctica. Unde ai fost plecat? Salut, Andrei, salut, salut, salut. Vă pup pe toți, băi. Bine, bine ați venit. Are înviat, mâncați așa. Bă, dar nu e Paștele. Nu e Paștele. Când are reînviat? Bă, da, Cosmine, nene, mâncați așa. De când am mai intrat pe live, nu pot să cred așa ceva. Trebuie să alătam cu el Steaua, o să mă uit, frate. O să mă uit. Cosmine a înviat, adevărat a înviat. Adevărat am via Cosmin Muncava și dacă... Bă, dar nu pot să cred că a venit, că a intrat Cosmin nene. Deci nu pot să cred că a intrat Cosmin nene pe live. Neața, neața Raluca, neața, neața, te pup. Salut Mario, salut, salut, bine ați venit băieți. Bine ați venit, stați așa să dau și eu niște share-uri. Să dau și eu niște share-uri pe Instagram că am intrat live. Să-i anunțăm pe băieți că suntem live în acest moment. Acum se extrage câștigătorul în Napoli, după cum vezi, la 200 de like-uri se extrage câștigătorul. La 200 de like-uri. Așa. Frumos. Hai pe live. Hai pe live. Punem o coroană ca și cum ești rege. Punem o coroană ca și cum ești rege dacă intri pe live. Gata. Nu e colpat. Hai să te pun și un background. Hai pe live. Iată-l pe Nemțean Umârlanu. Ești mă, Claudiule. Mamă, ce bal ți-a lăsat să mură când intram înainte, aveai mică rău? Ce zic cu Cosmine? M-am focusat pe fotbal? Mamă, s-a focusat pe fotbal cu Cosmine, nevoieți. S-a focusat. Vintila Ionut, te pup, Vintila Ionut. Bine ai venit pe live. Băgați mâna like-urile alea astăzi. Respect pentru ceea ce faci, frate, te pup, ai Gabi. Te pup, te pup. Mulțumesc din suflet. View party la United. Arsenal la debutul lui Antonia. Hai că view party. Te pup. Dar nu cred. Nu cred, n-am și eu unul mai bătrân pe aici? Cum mă, uite pe Dari, uite mă, bă, Darise, te pup Darise, ia uite cine intra mă, Cosminene, omul nostru. Omul nostru, Cosminene. Stați, mă lăsați și pe mine, salut Leo, salut, salut, salut. Mă lăsați și pe mine să pun un instatorii sau n-aveți chef?
mamă, mi-a făcut și emoji de ăsta pe Instagram. Puneți voi în Instastory? Bă, puneți voi în Instastory? Cine pune în Instastory? Să-mi dați și mie tag paginile MCTV. Să vă dau repost. Duceți repede. Joci ceva azi pe live sau jucăm, Marius? Jucăm, frate, jucăm. Jucăm ceva, jucăm ceva. Eu știu, FIFA 23, jucăm, frate. Vă pun de pe praile, bă, și că nene, mamă, frumos rău de tot. Dar le-a pus de ca să pun? Abis arogant un pic așa, știi? Stai că nu mai ies degetele. Celebrări. Am vrut să vă ceva, dacă mai trăiești, pe cum să nu trăiesc, mă, frate? Să nu mai trăim, mă, frate, suntem aici prezenți la datorie mereu. Suntem aici prezenți la... Mamă, a plecat și live-ul. Suntem aici prezenți la datorie, mă, fratele meu, Cosminene. Mamă, ce dor mi-era să-ți dau un bar. Ce dor mi-era să-i dau un ban, Cosminene. Stați așa un pic ca să fac postarea asta de pe Instagram să fie senzațională. Asta... Mamă, stai că au plecat Instastory-ul. Dai poză, eu am pus pe contul meu ce sorteau, să văd dacă mai trăiești, mai joci fotbal, mai joc, frate, mai joc, că nu mai joc. Am avut ieri meci, am făcut spectacol, am bătut cu 4-1. Bă, dar te-ai rupt de mine, mă, Cosmine, erai omul meu fidel pe fiecare live. Și m-ai lăsat la greu. A plecat Instastory-urile, vă pup, băieți, vă pup, mulțumesc frumos că mă puneți pe story, este treabă rău de tot. Deci de treabă rău de tot că mă puneți pe story. Hai să facem și 50 de like-uri. După cum vedeți aici în prim mesajul de pe ecran, la 200 de like-uri extragem câștigătorul. Stați așa să vedem cine a mai pus Instastory. Ionut. Super. Pop e la meci. Asta zic. Salut, mister, te pop, Petrișoare, te pop, ce faci? Te pop. După la nemții face tot, vă arăt. Vreți să ne uităm la rezumat? Vreți să ne uităm la rezumat sau nu ne uităm la rezumat? Ne uităm la rezumat așa la început de live? Dubla lui Nemții face tot. Hai să ne uităm la rezumat așa pe început. Bă, dar n-am dat și eu niște share-uri. Stați așa să dau niște share-uri și după ne uităm la rezumatul de la meciul de ieri. Am bătut cu 4-1. Să vă arăt ce s-a întâmplat ieri la meci. Mai vreau să văd golurile încă o dată. Ți le arăt. Rupe United? Bă, a rupt. Adevărat, și-a revenit, dar să vedem atât cu Arsenalul. Că Arsenalul sunt nucătare Arsenalul. Dacă reușește o victorie și astăzi împotriva celor de la Arsenal, într-adevăr ar fi, putem să zicem că și-au revenit. Am postat pe story la mine, o să mă uit imediat la Igazi, mersi mult. Ai cu rezumatul, pentru asta am intrat mai mult. Azi 1-0 United, doamne, stați așa să dau și eu niște share-uri și dăm drumul la toate. Ne uităm la rezumat, ne uităm la ratingurile de pe FIFA, extragem câștigătorul și jucăm, alegem un joc. Bă, aș vrea să joc un joc nou azi, un joc nou așa mai caterin. Ce părere aveți despre acest aspect? Vinci, tu ai scos penaltiul? Da, tata, da, eu l-am scos, am sărit puțin în piscină. Așa, și acum stați să găsesc niște mamă. Stați așa că a plecat. Sănătate, Doamne, ajută la toată lumea. Hai pe live. Vă dau un tricou pentru prima zi de școală. Școală. Copii postează. O mai pot înscrie în concurs de pe Instagram, prea târziu? Nu e prea târziu, Petrișoare, nu e prea târziu. Până extragem, aveți timp să vă înscrieți până în momentul în care o să extragem. Așa, FIFA România. Salut, brodere, salut, Eric, salut, te pup. Sănătate, te pup, Maris, ce faci? Așa, pune și pe FIFA România. Aveți link-ul către giveaway în descriere, băieți, sau pe Instagram, intrați pe NemțiTV și la a doua postare aveți acolo link-ul, vă arăt și eu imediat. Dacă îmi permiteți să dau și eu niște share-uri. O să vă arăt imediat. Go to Liga a doua, Doamne ajută, Ionuțule, Doamne ajută, frate. Doamne ajută, așa să fie. Deci pe Facebook am dat, să le dau și pe Discord la mărlămoi un everyone din ăla. Și după cum să începem treaba. Dacă am face și noi 50 de like-uri repede jur, ar fi chiar perfect, băieți. Ar fi chiar perfect. Nu mai fiți mărlămoi și dați și voi like.
dați voi like-urile alea. Că dacă nu facem 200 de like-uri, vă mai dau un tricou, îl țin pentru mine. Îl țin pentru mine, mă duc la școală mâine. Mă duc la școală, am 28 de ani. 28 sau 27 ani? 28 sau 27? Nu mai știu câți ani am, nu mai știu dacă am 27 sau 28. Ai cu 50 de like-uri? Ce faci azi pe live, că am chef să stau pe live? Bă, frate, atât pe live, stați așa un pic. Stai așa un pic. Ca să fie treaba. Stați să-mi pun astea, să-mi pun și alețele de pe Type, să-mi pun pe monitorul secundar și facem un scurt rezumat al live-ului de astăzi. Dau muzica asta un pic mai ușor, că nu mi-a zis nimeni să dau muzica asta un pic mai ușor. Sunt prea mărlămoi și nu mi-a zis să dau muzica un pic mai ușor. Așa, asta cu streaming live. A, nu, asta cu așa. Așa. Pe pop al meu, ce zici, mă, Bucurele? Tu ești, nu? Bă, Bucure, dar tu știi că pe tine te cheamă ca pe mine? Păi și pe mine mă cheamă Cosmin Andrei? Știai acest aspect? Stai așa să-mi pun și eu alertele. Nu mai zice așa? Bă, Bucure, tu știi că pe tine te cheamă ca pe mine, mâncați. Așa, fratele meu, te salut, te pop, eu nu, te pop, ce faci, viața mea? Ce faci, dragule? Așa, ce trebuie să mai facem? Să-mi pun asta cu streaming, așa. Ca să fie pe monitorul secundar aici, să avem toate alertele și tot ce trebuie. Așa, să-mi pun și asta cu NCH-ul ca să fie tot aici. De ce nu pot să pun în asta aici? Hai că pot. Hai că pot, da. Hai că lăsăm așa. Te mai tare din parcare? Te pup, frate. Când se dă tricou la 200 de like-uri, frate, după cum vezi. Servezi patria? Asta zic. Așa, din Type Stream pot să ies canalul tău, așa, hai să vă arăt. Bun. Gata, dăm drumul la treabă. Hai să facem și noi 50 de like-uri repede pe jos. Bun. Deci, rezumatul pe astăzi. La 200 de like-uri, după cum vedeți aici sus în stânga, o să extragem giveaway-ul de pe Instagram. Giveaway-ul de pe Instagram care este următorul. Instagram frumos. Vreau tricou azi, Doamne ajută. Doamne, știi, intrați frumos pe Instagram, uite, au mai plecat doi followeri. Doi follow. Mamă, Petrișor nu mă avea la follow. Petrișor nu mă... Ba da, m-avea, mă. Petrișor 200 m-avea, am crezut că nu m-avea, dar m-avea. Crezi că nu m-avea, dar m-avea. Cine nu-l vrea? Deci la 200 de like-uri extragem câștigătorul la acest tricou minunat, în parteneria cu băieții noștri de la Piki. Stați așa, să intru un pic și pe Piki, să vă arăt după noutățile, să nu uit. Așa, deci avem tricou ăsta, tricou oficial. Tricoul ăsta este în semn de mulțumire pentru 8.000 de abonați, pentru că în momentul de față suntem 8.025, parcă eram înainte de live, 8.026. 8.026 de abonați, în semn de mulțumire pentru 8.026 de abonați, vă ofer tricoul ăsta, de fapt mai mulți băieți de la Piki îl oferă. Tricoul oficial al echipei, oficial și original al echipei Napoli. Trebuie să dați un follow pe Instagram la Nemți TV, la băieții noștri de la Piki, subscribe pe YouTube aici pe canalul ăsta pe Nemți TV. Tag 3 prieteni, să băgați aici 3 prieteni, uite cum a băgat și omul meu Ionuț Dănuț, toată lumea, băgați aici tagurile. Și dacă vreți să aveți extra noroc, dați un share pe story, dar asta e opțional, nu trebuie să faceți asta neapărat. Să fie pace, te pup, Vigheală, te pup. Salutare, ce dormi a fost de tine, te pup, Daniele, de bot, felicitări pentru dubla de, mulțumesc din suflet. Deci, la 200 de like-uri o să extragem câștigătorul. O să extragem câștigătorul la acest giveaway. Mai aveți probabil cam vreo jumătate de oră, o oră să vă înscrieți, cred că. Bine, cred că vreo oră, de fapt, nu vreo jumătate de oră. Aveți o oră să vă înscrieți la giveaway-ul ăsta. Astăzi pe live o să extragem câștigătorul la 200 de like-uri, după cum vedeți aici în stânga sus. Dacă facem 200 de like-uri, dacă n-aveți chef și nu facem 200 de like-uri, stați pe spate. Stați pe spate și atât s-a putut. Alt lucru pe care o să-l facem astăzi, o să ne uităm un pic la rezumatul de la meciul de ieri. Nu știu dacă ați văzut meciul. O să ne uităm la rezumatul de la meciul de ieri, am bătut cu 4-1 pe Dante. Și vreau să și jucăm ceva. Ne uităm pe leak-urile de la FIFA 23, că au apărut ratingurile și toate astea și s-au mai leak-uit câteva informații. Și la final ne jucăm ceva, dar aș vrea să ne jucăm ceva mai nou, așa, nu știu, un joc nou ceva aș vrea. Sau nu ne mai jucăm, stăm pe spate, mergem și stăm pe spate, ne uităm la United. Ne uităm la Formula 1. Mamă, dublă? S-a marcat dublă, stai așa că îți arăt rezumatul Andrei. Gav, de fapt, nu Andrei. Așa că nu pot sta mult, nu e nicio problemă, Daniele. Spor acolo. Mersi mult că ai intrat pe live. Așa, deci. Reminder.
înscrieți-vă la giveaway-ul ăsta în parteneria cu băieții noștri de la Piki. Băieții noștri de la Piki, partenerul nostru de aici de pe canal, au băgat un stoc recent de tricouri și chiar au băgat niște tricouri și mecheri roz. Bă, dar de ce nu apare aici? De ce nu apare aici? Pentru că am văzut la ei pe Instagram, dacă te duci la Piki Football Shop, dacă te duci la Piki Football și tu uiți la stocul nou, ia vezi tricou. Ia vezi tricou nou pe stocul nou cu PCSB, că toți și așa sunteți feți și FCSB-iști. E o țară de FCSB-iști. Ia uitați-vă tricou frumos. Faci cuplu bun în atac alături de Patrick? Mersi, Eric, mersi. Salut David 28, salut. Deci tricou de la PCSB, tricou original de la Arsenal, ia uite-l și pe ăsta cum arată. Ia uitați-vă cum arată și ăsta. Tricou cu Juventus, toate originale, deci vă aveți, nu știu cum să vă zic, aveți asigurare de la mine că toate tricourile de la ei de pe site sunt originale, băieți. Deci toate tricourile de la ei sunt originale, nu ca alte site-uri, nu vreau să dau nume. Bine, rău ala cu Arsenal, uite ce frumoase sunt, adevărat sunt frumoase. Uite și ăsta cu Juventus e casă. A fost al treilea tricou acum vreo 17 sezoane, nu știu. Cu Vucinici, mâncați așa. Vucinici, când a jucat Vucinici la Juventus. Când a jucat Vucinici la Juventus, vreau să văd. Acum 8 ani era Vucinici, acum Cristiano Ronaldo, asta în 2019. Deci în 2011 a jucat Vucinici. Ia, Mirko Vucinici, 2011-2014 a jucat la Juventus. Forță rău de tot. Ia uite-l, tată. Ăsta e un tricou așa mai să mergi în oraș cu Arsenalul. Salut Cătălin Roșu, salut. Am dat și share pe story. Poate se mai înscrie cineva? Ar fi rău, te pup, Petricioare. Mulțumesc din suflet. Cred că a fost și la Fiorentina, a fost. Salut, Gianni, salut. Uite încă un tricou original cu Juventus, ăsta e un pic mai nou, că arată forță. Uite-l ăsta cu Red Bull Salzburg cum arată. Mamă, ăsta aș vrea eu să-mi dau comandă să fac live-uri cu el. Ce părere aveți? Dar nu știu unde le găsesc, mă, de ce nu mi-apar aici? Ar trebui să-mi apară la noutăți? De ce mi-apar figurinele astea aici? Ia, shop. De ce nu mi-apar la adăugate recent? Trebuie să le zic la băieți că n-apar astea la adăugate recent. A plecat story-ul, te pup. E tank, eu m-am uitat la giveaway. Forți. De ce n-apar mă astea noi, așa gen? Ia, stați așa să-l văd pe ăsta de la Salzburg. Cluburi. Bună ziua, salut. Mamă, ce nume ai. Așaș Sumbaxi. Sumbaxi. Salut, frate, salut, te pup. Au plecat urechile, felicitări pentru gol în țenetă. Pup, Vlade, te pup. Bine ai venit, fratele meu. Ce faci? Așa, și dăm din cluburi din lume. Mă, dar unde e tricoul ăla? Mamă, ce frumos e și ăsta la Atalanta. Bă, cum se cheamă ăla, mă? Salzburg. Sau nu le-a băgat încă pe site? Asta, mamă, trei bețe, mâncați așa. Asta 16 e și cursă de Formula 1? Știu, Petrișoare, știu. Să mă uit și eu. Stau și eu pe spate și mă uit la curs. Mamă, uite tricoul ăsta, el. Mie mi-ar trebui un M, dar e bun și ăsta. Condiție excelentă, mâncați. Mamă, cu late jeb. Care ești, mă, frate? Uite, e cu late jeb, frate, viața mea, mereu mi-a plăcut de late jeb. Arată bine, Luna, aici zice, bă, vezi că e forță, tricou, ești nebun? Vezi că e forță rău de tot. Așa, și mai au, mamă, stai așa. Deci FCSB, Arsenal, așa ne-am uitat, Salzburg, San Paoli, vezi că nici ăsta lui San Paoli n-arată chiar rău. Era hala atunci, dar ei cumva să era prea tânăr, e posibil, e posibil. Salut, Bogdan Danile, salut. Te-ai măritat, bă, până la urmă? M-am măritat, frate. Bă, dar de când n-ai mai intrat pe site, de când n-ai mai intrat pe live-uri, m-am și măritat, bă, bine, mâncați așa. Îl comand eu acum? Dacă îl comand tu, nu mă bag. Uite și ăsta alu Olanda când dădea Van Persie. Când sărea Van Persie așa, și dădea cu capul, știi ce zic? Frumos, uite-mă, Bayern Munich, bă, calitate, credeți-mă, calitate. Calitate, chiar găsiți calitate la calitate. Chiar găsiți calitate la băieții noștri de la Piki. Sunt forță rău de tot. Trebuia să dați un follow și la ei aici pe Instagram ca să fiți eligibil pentru giveaway. Și v-am zis, dacă vreți cele mai șmechere tricouri, intrați aici la Piki pentru că găsiți cele mai mișto. În Formula 2 direct steagul roșu după 3 viraje, bă, nu prea mă uit la Formula 2, Petrișoare. Casă de piatră, mersi, frate. I-ai rupt fustalul ăla? Boys, acestea fiind spuse, dacă tot veni vorba, hai să ne uităm un pic la rezumatul de la meci. Vă arăt un pic rezumatul, că s-a făcut spectacol.
s-a făcut spectacol, dar tata să văd dacă găsesc, să văd dacă găsesc live-ul, că am văzut că l-a pus pe, l-a pus pe privat gen și ar trebui să fie la istoric. Ar trebui să fie la istoric, CSM, așa, gata, s-a găsit. S-a găsit meci, poiți. L-am găsit pe Shiro în metroul la București, trebuia să-mi trimiți o poză, frate. Trebuia să-mi trimiți o poză dacă le-ai găsit. Salutare chat, atacant, salutare atacantului cu două piatra de aer, te pupăm, Nicule, te pupăm, bine, bine ai venit. Bine ai venit, ia. 1080 direct. Mamă, sunt 69% de voturi, foarte. Cum ne-am te uiți la meci la Dinamo, bă, m-am uitat 20 de minute, dar trebuia să fac live-ul ăsta neapărat. Trebuia să fac, să fac live-ul ăsta neapărat. Ți-ai făcut cadou de nuntă cu golul? Păi n-a fost, la, n-a fost nuntă, a fost numai, numai la, numai cu cununia civilă, gen. A fost numai cu cununia civilă, n-a fost nuntă. Așa. Bă, ce face Yokomoto? Yokomoto doarme, frate. Yokomoto doarme. Nu pot să-l, o să vi-l arăt când se trezește. Să vi-l arăt când se trezește. Bă, stai să facem și noi tuta de like-uri, repede, repede, jos. Dacă e cineva pe live care n-a apăsat încă pe butonașul de like, e momentul să o faceți. Nu pot să cred. Stați așa să opresc asta, să vă arăt, să vă arăt rezumatul. Să vă arăt rezumatul. Să fiți sănătoși și casă de piatră, Doamne ajută, frate. Doamne ajută. Mama, au plecat și comentariile în dreapta, a plecat circul. A plecat circul. Frumos stadionul de la Piatra, frumos, frumos. Facem și analiză tehnico-tactica golurilor? Facem, facem, frate. Facem tot ce trebuie. Pentru tine, Andrew, da? Mama, au plecat 9,99 lei de la Andrei Cosmin. Până nu ți-ai membru, până nu ți-ai membru, deci trebuie să intri pe, intri pe YouTube. Intri pe YouTube, frumos. Până nu ți-ai membru, cred că nu mai scrii la mine pe chat. Scrii frumos Nemții TV. Intri pe live. Intri pe live și aici ai butonul ăsta, alătură-te. Ai dat pe alătură-te, îți iei ăsta de Champions League, dai alătură-te 50 de lei pentru tine. Mamă, și trebuie să pleci și live. Te pup, te pup, Andrew. Andrew, frate. Andrew, dacă ți-ai și un membru, poate poți să zic Andrew, așa, mai stăm un pic pe spate, București. Insta, să-l vezi pe Shiro de la București, o să mă uit, o să mă uit, o să mă uit. Felicitări pentru dublă, te pup, te pup, Florine, te pup, te pup. Bun, deci, am jucat în etapa a doua cu Dante Botoșani, după ce în prima etapă am făcut 1-1 la, la CSRD a 2, după ce am ratat 78 de ocazii am ratat. Ia vezi. Stați așa să-mi pun și eu căștile, să-mi pun și eu căștile, să aud și eu atmosfera. Auzim, nu? Auzim, nu? A plecat? Ia uitați-l și pe omul vostru, stați așa să ne mai apropiem un pic. Ăștia de la Dante de Butoșani n-au jucat cu oțelul? Ba da, ba da, ba da, ba da, Petrișoare, exact. Exact, exact. A apărut și portărelul numărul 1? Păi cum? Suntem o familie. Suntem o familie. Am văzut că ai făcut și dat triptă live, dar n-am mai apucat să intru la cât de rău mi-a fost după o seară de disco? Nu e problemă, Florine, stai liniștit. Nu e problemă, frate. Lupta Ceahlău. Ia. L-avem aici pe capitanul Echim. Promovați? Să dea Dumnezeu, să dea Dumnezeu. E o luptă lungă, dar eu zic că o să ne luptăm. Stadionul arată blanești, că e ceva stadionul din Ucraina sau Rusia? Bă, sunt condiții foarte bune, chiar sunt condiții de Liga 1 la noi. S-a meritat să vin la meci? Bun. Ia vezi? Ia vezi? Ia vezi? Ce părere aveți? Ce părere aveți? Cel mai frumos număr sau sal? Îl avem aici pe Cătălin Ștefănescu, îl avem aici pe Patrick Petre, omul nostru. Stadion de Liga 1, Forța Ceahlău, asta zic. Asta zic. Neața, neața, te pup, Lex, Lexule, te pup, frate, te pup, neața. Și cel sintetic e bombă? Da, 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 exact, adevărat. Sunt condiții. CN7, mamă, CN7. Top model. Ai cu promovarea? Doamne, bă. Gata, am fugit la Under 19? Mamă, dacă eram și eu, mergeam și eu, vineam și eu la meci. Spor, Nicule, să-mi zici și mie, să-mi dai și mie un mesaj. Să-mi zici scorul. Salut, Denis, salut, salut, salut. Gata cafeluța? Cum să fie gata, frate? E pe stânga. E pe stânga. Cine e numărul 14 la voi? Păi nu știu cine a jucat cu 14. Cred că Matei. Cred că Matei a jucat cu 14, dacă nu mă înșel. Bun. Hai să vă arăt cele mai importante evenimente din acest meci. Cele mai importante evenimente din acest meci. Când face extragerea la 200 de like-uri, frate. După cum vezi în stânga pe ecran, la 200 de like-uri pleacă modul cinema. Hai să dăm așa pe modul cinema. La 200 de like-uri câștig tricou, vă pup. Stați așa că trebuie să vă arăt, am avut o ratare la început. Asta e asta.
A plecat prima ratare, minutul 5 sau nu știu cât era. S-a urcat un pic pe... S-a urcat un pic mingea în tribună, băieți. Nu știu ce să zic, câștigarea, lungul. Lungul, da, e cu 14, da. S-a ratat un pic aici, băieți, dar atâta s-a putut. Atâta s-a putut. Așa mai departe, hai să vă arăt, cred că primul gol. Jucătorul, cred că primul gol, ia. Să vedem primul gol. Așa, aici e penaltiu. La mijlocul terenului. Aici Moroșanu pe partea dreaptă până la Matei. Ia vezi călcâi la Matei. A ajuns la Patrick, Patrick mi-a dat o mie. Bine acum la Nemțanu. Și a scos un penalti de mare angajament. De la 11 metri. A scos un penalti de mare angajament. Vă place? Vă place? Sau nu vă place? Patrick Petre, mingea se duce. Bine acum la Nemțanu. Și penalti sau nu? Ziceți repede în cea. Ziceți repede în cea dacă a fost penalti sau nu. Neața, neții, felicitări pentru ieri. Te pup, Romane. Mulțumesc din suflet. Voi, hai să facem și noi 80 de like-uri repede, repede, la 200 de like-uri extragem câștigătorul. Salutare tuturor. Eu mâine mă duc la liceu. Mamă, Sebastiene, te-ai dus. Penalti clar, nu. Ce săritură ai făcut? Am sărit în piscină direct. Penalti, mulțumesc. Penalti rep. Da, a fost penalti, bate Patrick imparabil. Bate Patrick imparabil. Execută Patrick Petre și 1-0. Așa, mai departe. Cum pleci între fundași? Păi nu plec eu, mă, Gav. Nu plec eu, mă, frate. Mai departe. Cred că trebuie să vă mai arăt niște ratări. Sincer. Dar stai să mă gândesc dacă știu exact când sunt. Ia, aici e așa. Vine Drugă. Aici e una. Aici este o ratare, Dudu Drugă pe partea stângă. S-a dat un pic cu cap, nu pot să spun cu ce cap. S-a dat puțin cu capul, nu pot să vă zic cu ce cap. Salut, eu mâine mă la grădiniță cu fiica mea. O, te pup, eu nu te pup. Bă, cred că e un sentiment frumos. Adică e frumos, nu e cum se simt băieții ăștia care au terminat vacanța și trebuie să se ducă la școală. Ce simulare? Hai că simulare. De ce n-ai bătut tu? Păi Patrick este principalul executant. Sunt până echipă, se stabilesc executanții de lovituri libere, executanții de penaltiuri. Este o anumită ierarhie. Napoli este echipa mea preferată din Serie A. Este Napoli? Frumos, frumos, frumos. Atunci poate o să ai noroc să câștigi tricoul, Denise. Cu capul să nu mă dai. Când vine Nemțiu Junior? Hai că vine Nemțiu Junior. Mai trebuie să... O iei în mână când vine la cap, cel mai bine ar fi. Eu am terminat școala, deci nu mă plâng. Frumos, frumos, frumos. Să fie. Așa, deci a fost aici o ratare cât de cât. S-a dat cu capul, dar nu cu capul care trebuie, care cap. Așa, bun. S-a mai fost o ratare. Aici a plecat golul, băieți. Foarte bine, foarte bine, Drugă, Ștefănescu și acum o minge care se duce pentru Patrick Petre. Patrick Petre, mingea se duce în centru, gol! Un gol muncit, aș putea spune. Și acum o minge care se duce pentru Patrick Petre. Patrick Petre, mingea se duce în centru, gol! Un gol muncit, am sărit ca la când mă dau cu Sania. Te la 1-2-7-3-5. Stai că mai am o ratare, să le arăt la băieți. Ia vezi cine a dat mesaj. Ia vezi mesaj aici. Recunoașteți intrusul, băieți? Mamă, uite-l și pe Navi. Mamă, Navi, Eric Gaming, oamenii mei. Nu pot să cred că v-ați uitat la meci. Mamă, Navi e de la mine, de pe chat. Eric Gaming are moderator. Bă, dar sunteți mărlămoi, v-ați uitat la meci? V-ați uitat toți la meci, sunteți fan ceahlău? Recunoașteți intrusul, băieți? Recunoașteți intrusa? Gabri CST, care de fapt e Gabri NMT. O cunoașteți cumva? Și uite-l și pe Eric, uite-l și pe Navi. Bă, oamenii mei, să mă bată tata. Golul 2 al tău? Am înțeles. Nu se vede de tine? Ai cu ceahlău un B, mai multe echipe din Moldova? Doamne ajută, frate, Doamne ajută. Păcat că nu vedeți de mine, mă. Bă, dar sunteți prea gogoșari. Sunteți prea gogoșari, stați să vă unde de camera. Mamă, dar stați că nu se... Ia. Bă, dar nu pot să cred că nu se vede. Gata, acum.
Acum vedeți intrusa? Se vede intrusul sau intrusa, băieți? Trebuie să mai fac o dată săgețile. Recunoașteți intrusa? De aici, de la Meșcu Comentarii? Ia uite și pe Eric. Ia uite-l și pe Navi, oamenii mei de pe live, frate. Oamenii mei de pe live. Oamenii mei. Gata, acum sper că ați văzut. Dacă e. Aici intru și de pe chat. Ia să vedem, cine mai e? Navi, oamenii mei. Ia, mai e cineva? Nu mai e. Roberta Savoie. Florin Alex, omul meu. Da, mă, da. Toată lumea bună. Bă, v-ați uitat la mine, sunteți prea gogoșari. S-a văzut acum? Forță. Acum pot să pun și eu camera înapoi sau? Bine. Bun, mergem mai departe. 2-0, stați așa că am mai avut o ratare de mare angajament. Aici a fost ratarea lui Ursu. Ia uitați cum a scos-o portarul. Centrează pentru Ursu! Ia uitați cum a scos-o portarul. Salut Ștefan, salut. Băi, hai să facem niște 80 de like-uri. Hai cu 80 de like-uri, repede jur. Cu fața reușește atinge pentru spre... Nemțanu se întoarce cu fața spre poartă și dă drumul la minge pentru sprintul lui Petre. Aici s-a încercat o pasă. Salut Ilie Iacob, salut, bine ai venit pe live, frate. S-a încercat o pasă. Da, am o ratare miștoră de tot. Trebuia să aveți 7-0 versus Dante, bă. Într-adevăr, s-a ratat cam mult chiar. Acum le arătăm la băieți, le arătăm ratările. Chemă stricul Patrick? Mamă, suntem pe portocaliu, sun direct link verde de la. Sau dacă e să vorbim de FIFA 23, ne dăm 3 steluțe unul celuilalt. Vreți că am scris ceva mai sus? Ionuț Irimia, ia să vedem, felicitări pentru golul cu CSM Focșan, m-am uitat la meci, am susținut Focșan, dar m-am bucurat când ai marcat, te pup Ionuț, te pup. M-am uitat la Focșan în cupă cu Târgu Secuiesc sau nu știu cu cine au jucat și te-am văzut acolo pe chat. Bă, sunteți mai bun ca pe CSB? Să nu exagerăm. Așa, stați să vă arăt și o ratare minunată a lui Nemțanu. Să vă arăt o ratare, să nu faceți așa și voi. Vă așteptăm în Liga 2, cum poate Oțelul, poate și Alou, Doamne ajută. Poate o să promoveze Oțelul în Liga 1 și noi o să promovăm în Liga 2, așa ar fi cel mai bine. Stați să vă arăt o ratare minunată. Asta e, am găsit-o. Uțin cam largă și Moroșanu. Patrick l-a driblat în cutia hibridului aici pe fundaș. Patrick Petre foarte bine. Nemțanu! Zvoronciuc, minutul 44. Excepțională parada lui. Atât s-a putut, băieți, din această fază minunată. Așa, să vă arăt și ultimul gol, că a fost 3-0 la pauză. La Ciuc recuperează Drugă. Intră cu mingea în careu, Drugă. Matei! Drugă pe partea stângă, Matei Lungu, 3-0 la pauză, easy peasy. Easy peasy lemon squeezy. Așa, au plecat reclamele și în repriza a doua, stați să mă gândesc ce trebuie să vă arăt. Să vă arăt golul nostru, nu? Ultimul, care cred că l-ați văzut și pe Insta Story. Petre intră cu mingea în careu, Petre șutează. S-a mai ratat aici un pic. Stai că zicea... Mai bine așa decât să ratez Castelin din 2 metri? Stai așa că zicea Nicu, 1-2-7-3-5 e ultimul gol. 1-2-7-3-5, cam asta e ultimul eveniment. Salut, Nemți, bine te-am găsit, te pup, Alex. Salut, Oviță, salut, vă pup pe toți, băi, suntem 36 de oameni pe live și avem 77 de like-uri. Nu uitați că la 200 de like-uri extragem câștigătorul giveaway-ului, deci ai cu 100 de like-uri. Vreau să văd acum din 36 de oameni câți nu ați apăsat pe butonul de like. Eu zic că facem 90 instant, că sunteți prea mărlămâi. Mi-e foame de morci, Luca, evita mai coadele și în aici. Posesie... Să vă arăt, ăsta e ultimul gol, băieți, pe care probabil l-ați văzut și pe Insta Story. Este lovit, avem mingea, Novak,
Încă o dată Novak, Patrick Petre, Novak bine joacă din prima cei doi, Nemțanu se întoarce cu fața la poartă, Nemțanu! 4-0, minutul 61! Nemțanu! Bine joacă din prima cei doi, Nemțanu se întoarce cu fața la poartă, Nemțanu! Novak, încă o dată Novak, Patrick Petre, Novak bine joacă din prima cei doi, Nemțanu se întoarce cu fața la poartă, Nemțanu! A dat un gol frumos, ia să vedem dacă mai e cineva pe chat. O, este Cosmin Nemțanu, nemțită, pop Alex, dar ce a zis mă? Numărul 7 este Cosmin Nemțanu, cine are numărul 7? O, Tudor Rusu, te pop Tudor Rusu, nu știu cine e, dar te pop. Gabri Căsătă, frumos, Nemțanu, nu Nemțeanu, corect. Nemțeanu e numărul 7, Nemțeanu, Nemțeanu, Nemțeanu zis și Nemțanu. Așa, haz de ucele. Bravo Nemți pentru drumul și pentru victorie, te pup Alex, te pup. Din vară la Steaua? Hai că la Steaua. La Steaua sau la FCSB, băi, Alexe. M-am început bijuterie, vă pup, băieți, vă pup. Deci, cam acesta a fost rezumatul meciului de... Hai să vă arăt și golul lor. Să vă arăt și golul lor. M-am ținut minunat și mi-a dat forță să continui lupta, te pup Alex. Mă bucur din suflet. Mă bucur din suflet. Așa, să vă arăt și golul lor. La Tora 2. Eu nici nu știu cum am luat golul ăsta. Pachion pasă pentru Nechita, balonul ajunge în careul nostru. Mama, a dat Mițu pas cu călcâiul, mâncați. Pachion pentru Nechita, balonul ajunge în careul nostru. Pachion. Mama, mai ești pe chat, Bucure? Mai ești pe chat? Azi faci live cu meciul lui United? Nu cred că ne uităm la meciul lui United, Oviță, că e tocmai la 4. E tocmai la 4. Stăm pe spate. Fundașul era după minge, după aia printre picioare s-a lăsat, trebuie să anunțe curând câte locuri are stadionul Ceahlăului. Ia să vedem. Stadion Ceahlăul. Că sincer n-am idee câte locuri are. 18.000. Uite, 18.000 zic băieții ăștia de la... Cam a comis-o Bucur? Las, că e tânăr, trebuie să înveți. Are de învățat. E la 6. A, la 6 e, nu la 16? La 6 e meciul? Mamă, numai bine dacă e. Bă, dacă e la 6 e meciul, e perfect. Dacă e la 6 e meciul, e perfect. Că la 4 e cursa de Formula 1 și la 6 e perfect. Te-am apărat nemții și am susținut. Asta pe live-ul meciului de ieri. Te pup, Alex. Mulțumesc din suflet. Mulțumesc din suflet, frate. Salut, nemții, frumos golul tău. Te pup, Rotaru, dragă, te pup. Bate Dinamo la Chiajna? Păi cât e golul? Cât e golul? Cât e scorul? Era 0-0. Era 0-0, acum cât e? 0-0 minutul 47? Interesant. Aia zic și Formula 1 și derby? Bă, adevărat, să mă bată tatăl. Noroc când balistii în tribună că ți-a ținut pumnii? Doamne ajută. Forță pe stadion acum să vină și promovarea în B? Bă, avem mult de muncă. Avem mult de muncă până la, cum ești ce? Până la promovarea în B. Bate United azi? Bă, frate, e destul de dificil să zici dacă bate United astăzi, dar avem o șansă. Avem o șansă, cu siguranță. Arsenal joacă foarte bine pe început de campionat, sunt pe locul 1. 5 victorii, 13 cu 4 gol averaj, 5 din 5 victorii, adică sunt forță rău de tot. Dar și United în creștere de formă, au 3 victorii consecutive, au bătut pe Liverpool, pe Southampton și pe Leicester. Și după cum au jucat cu Liverpool, cred că în derby se descurce destul de bine, deci prevăd un meci frumos. Acum nu știu, o să vedem. Când se extrage câștigătorul la giveaway, la 200 de like-uri, după cum vedeți pe ecran. Dacă te uiți acolo în stânga, frumos, în stânga, uite așa, uite în stânga acolo, dacă te uiți, la 200 de like-uri extragem câștigătorul giveaway-ului. Victorie Verstappen și gol Gabriel Tău, Jesus azi? Mamă, Lexile, nu pot să cred că ții cu Arsenal. Nu vă aud. Alma, s-a abonat, te pup, Alma, bine ai venit. Asta e tunea potrivită, așa să fiți mereu și motivați? Da, corect. Corect, ai dreptate. Marcatori, Erling Haaland, 10 goluțuri a dat Haaland, omul meu. Mitrovic, 6 goluri. Toni, 5 goluri. Harry Kane, 5. Rodrigo, 4. Jesus are și el 3. Martinelli, așa, Odegaard, la United nu prea e nimeni. Sancho are și el 2 goluri. Ca să primești la 10 ori cu FIFA 23 trebuie să ai e-play activ sau ajunge că ai luat FIFA 23 cu e-play, trebuie să ai activ, cred că, Mariuse. Cred că trebuie să ai activ. Și ce zic? Puteți menține rimnul ăsta, eu așa cred? Bă, frate, și eu cred. Acum cu plusul ăsta de încredere, eu zic că o să fie bine, Alex. O să fie bine. Ești fotbalist? Da, joc fotbal la Ceahlău, Alma. Joc fotbal la Ceahlău. Maguire câte are? Hai că are Maguire. Bun. Ce să dau drumul la muzică, că ne-am uitat și la rezumat, putem să dăm drumul la muzică. Ok, mai luăm o lună de play, ce să facem? Adevărat că nu prea avem ce să facem, trebuie să mai luăm.
Ai voie să joci la pariuri? Păi niciun sportiv nu are voie să joace la pariuri pe sportul pe care joacă. Pe sportul pe care îl practic. Ai dat pariuri de la FIFA? Am dat. Bineînțeles că am dat. Ai echipă la Fantasy Premier League? Nu am. Nu mai am timp și de Fantasy ăla, că pe când o iau, mi-au creierii razna. Bun, boys, înainte să ne uităm la leak-urile de la FIFA, ieșim și din ăsta. Ia, 8026 de abonați eram, acum suntem 8029, bine, mulțumesc frumos că vă abonați în continuare. Vreau să facem 90 de like-uri, nu discut. Așa stau până la 90 de like-uri. Sunt prea gogoșari. Și n-apăsați pe butonul ăsta de like. Bă, dar nu vă mai înțeleg. Ia să vedeți cum se fac like-urile. Cum se trezesc gogoșarii din somn. Și apăsați pe butonul ăsta de like. Mâncați-și. A revenit tata e? Bine ai revenit, frate. Bine ai revenit, Cosmin. View party la West Ham, Steaua joi. Nu știu dacă pot să fac view party la West Ham cu Steaua, pentru că nu știu dacă o să ajung la ea și atunci. Dar dacă ajung, încerc și poate facem. Poate facem dacă sunteți voi de treabă. 86 de like-uri? Bine. Bă, unul e mai mare ca 0, vorba lui Gicanu. Unul e mai mare ca 0. Un like în plus e perfect. Ce țin Formula 1? Cu cine credeți că țin, băieți? Nu v-am mai zis niciodată cu cine țin la Formula 1? Scrieți pe chat cu cine credeți că țin la Formula 1. 88 de like-uri? Bă, v-am zis că sunteți mârlămoi? Eram absolut singur, bă, că n-a apăsat pe butonul ăsta de like. Încă 2 like-uri să facem 90. Cu cine ții? Dați like, Hamilton. Hamilton. Cine e Hamilton ăsta? Pacheta două goluri cu Steaua? Vedem. Leclerc, Red Bull Forza, Lewis Hamilton, Păi, ați scris cele trei cele mai mari cu Derin. Ați scris Ferrari, a zis Red Bull și a zis și Mercedes. Cu Dinamo, Hamilton. Hamilton e viața mea, băiți. Deci, săptămâna trecută m-am uitat la cursă când am văzut că în turul 2 sau în ce tur a ieșit Hamilton. Am plecat direct din fața televizorului, m-am dus această teamă, mă uitam pe geam și spozele alea cu Pablo Escobar. Când s-a dus Hamilton, când a ieșit Hamilton în decor, m-am dus pe geam așa și mă uitam. Așa mă uitam și că eram în memurile alea cu Pablo Escobar. Și ce zic? Când se plimbă Pablo Escobar așa? Neața groza, neața, te pup, bine ai venit pe live. Voi terminați pe unul seria voastră pe Foresta Miroslava și Păticele, bateți de jet? Bă, sunt meciuri grele cu toate echipele, Alex. Să știi că sunt meciuri grele cu toate echipele pentru că e o serie echilibrată. Și sunt nici, dacă ar fi toate terenurile cum e terenul de la noi de acasă, pot să zic că am avea o șansă bună. Dar, adică să pornim favoriți probabil în fiecare meci, dacă ar fi terenul la fel de bun cum e la noi. Dar având în vedere starea gazonului de pe terenurile pe care o să jucăm în deplasare, avem acum meci sâmbătă la Darabani. Dacă știți stadionul, dar n-aveți de unde să știți, sau poate e cineva de la Darabani. Nu vreți să știți cum e stadionul, cum e gazonul de la Darabani și o să ne încurce cât de cât, dar sper să câștigăm. Tudor Flaviu s-a abonat, te pup Tudor, mulțumesc frumos de abonare. Vreau părerea ta, Nemți TV, dacă echipa Mercedes ar avea mașina Ferrari? Păi eu vreau să spun părerea mea dacă Hamilton ar avea mașina. Dacă Mercedes ar avea mașina Ferrari. Asta zic. Păi ar fi forță, mă, dacă ar avea Hamilton aceeași mașină cu Ferrari. Ori cu Ferrari, bine, și Ferrari au avut probleme. Dar dacă ar avea Hamilton mașina lui Verstappen, cu siguranță ar fi zeu. Peste 2 săptămâni poți veni la meci, atunci jucați cu șomul politicien, te așteptăm cu drag, Alex. Cât câștigi acea loc, dacă poți să ne spui, e confidențial, frate. Salariul este confidențial ca în orice job. Când semnezi un contract, de obicei este confidențial. Ce trebuie să faci ca să devii fotbalist? Păi trebuie să te duci la echipă de fotbal, frate, când ești junior. Să vezi dacă ai calitățile necesare, să vezi. Și pas cu pas, dacă ești bun, o să te iau o echipă și o să joci fotbal. Nu trebuie să faci neapărat. Este măcar decent cât să trăiești în România? Da, normal. Păi dacă nu s-ar putea trăi, n-ar mai juca nimeni. Trebuie să ai minge? Salut, Răzvanele, salut, te pup. Boi, 89 de like-uri, încă un like să facem 90. Nu uitați, la 200 de like-uri tragem câștigătorul giveaway-ului în parteneriat cu cei de la Piki. Aveți giveaway pe Instagram, vi-l arăt în acest moment. Intrați frumos pe Instagram, la Nemții TV, vă duceți la profil aici, aveți link în pin message, bara Dinamo.
Și intrați frumos pe Instagram, aveți tricou ăsta, țin de mulțumire pentru 8000 de abonați. Trebuie să dați un follow la Nemți TV, un follow la Picky Football Shop, subscribe Nemți TV pe YouTube, dar cel mai probabil sunteți abonați dacă scrieți aici pe chat. Tag la 3 prieteni și dacă vreți voi să dați un share pe story, e perfect, dar e opțional. E opțional acest al patrulea task. Și așa mai departe, câștigătorul se exact în weekendul 3-4 septembrie, suntem pe 4, adică astăzi se extrage câștigătorul. Vă las un link, cred că mai aveți acolo jumătate de oră, o oră până extragem și vă puteți înscrie. V-am dat acum un link pe chat, intrați acolo și scrieți-vă la giveaway. Mai merg înscrierile? Mai merg. Radu Ștefan, ce facea? Mai intrat că e morțor acum, nu mai știu de nimic. Bă, frate, a mai intrat omul meu Radu Ștefan, dar e full cu fotbalul, e full focus pe fotbal. Am mai vorbit cu el și i-am zis, știe foarte bine că de fiecare dată când are timp, îl așteptăm cu mare drag. Când începe faza grupelor în Cupa României, bă, frate, Cupa României. Sezonul ăsta de Cupa României o să fie ceva un pic mai interesant. Stai așa că ne uităm. Nu știu exact nici eu când începe faza grupelor, dar ne uităm acum. Uite, pe Wikipedia ar trebui să fie explicat sistemul ăsta nou. Sponsorii format. Uite. Deci, faza regională, turul întâi. Deci s-a jucat faza regională cu câștigătoarele faze, adică echipele de Liga 4. S-a jucat turul întâi. S-a jucat turul 2, acum trebuie să se mai joace turul 3, următorul tur o să fie turul 3. În care... Nu mă? Turul 1 și turul 2 s-a jucat până acum și acum o să fie turul 3. O să fie turul 3 după play-off-ul și după faza grupelor. Deci mai sunt două faze. Mai sunt două faze până la faza grupelor. Să vin și să câștigați, poate facem poze și vorbim? Păi bineînțeles că facem, știi prea bine, Alex. Eu ies, baptă cu live-ul, vă pup, guys, te pupăm și noi, Alexule, te pupăm și noi, să ai o duminică minunată, Alexule. Deci cam asta ar fi, mai sunt două tururi și după o să fie faza grupelor, 24 de echipe, 16 câștigătoare din play-off și celelalte 8 echipe din Superliga. Se organizează 4 grupe cu câte 6 echipe. Bă, eu zic că o să fie destul de interesantă faza grupelor astea. Aveți idei în ce campionate mai e sistemul ăsta cu grupe și sferturi și așa mai departe? Ieri a fost fix și ploios, nu puteam veni? Da, clar. Clar, n-a fost condiții necesare. Păi ți-am zis, ai stat pe spate. Ai stat și te-ai uitat frumos și mă bucur că am putut să-ți facem o zi frumoasă. Ultima zi de vacanță? Cam da. Cam ultima zi de vacanță, Cosmine. Ce să faci? E un meci mai prost. Deci... Cupa România am discutat, să vedem ce meciuri sunt astăzi. Hai să ne uităm un pic pe meciurile de astăzi. Brighton Leicester la ora 4, Manchester United cu Arsenal la 18:30. Cred că cel mai frumos meci de astăzi e United cu Arsenal. Sincer vă spun, cred că e cel mai șmecher meci de astăzi. N-am văzut la nimeni așa format de cupă. Mai e ceva până la grupe, să se înțelege ce aflăm în grupe? Păi cum să vezi ce aflăm în grupe? Că pe noi ne-a scos în turul întâi. Ne-a scos Pălticeni în primul tur. GG, te pup, Alexandru Dumitru, te pup. Nemții, mai țin minte când mi-am făcut ziua aici pe... Da, frate, știu, cum să nu știu. Cine bate cu Coresa Dinamo? Bă, frate, eu sper să bată Dinamo, dar nu știu ce să zic. De-abia aștept live-urile cu FIFA 23? Asta zic. Ar trebui să mă trăiască să-l cu United? Bă, nu e chiar așa. Pentru că și-au revenit și United-ul și sunt destul de bine. Sunt destul de bine în momentul de față. Sunt curios cum o să facă Ten Hag echipa. Pentru că îl avem și pe Antony, nou venitul, îl avem și pe Ronaldo, care a fost pe banca de rezervă, adică eu zic că o să joace că e echipa de etapa trecută. După cum vedeți, Martial este accidentat, deci probabil o să joace că e echipa de etapa trecută, dacă nu mă înșel. Adică cu Dalot fundaș dreapta, Dalot fundaș dreapta, Martinez, Varan și Malasia, ceilalți trei fundași. McTominay cu Eriksen la mijloc, poate o să încerce mijlocul cu Fernandes, Eriksen și ca Casemiro, nu știu ce să zic, dar vedem. Mi-ar plăcea să văd un Fernandes, Eriksen, Inter și Casemiro defensiv, cu toate că și McTominay este în creștere de formă. Și probabil eu zic că o să păstreze Elanga, Rashford și cu Sancho. Nu cred că o să-l scoată pe Elanga și să-l bage pe Antony încă de acum, că totuși e nivel profesionist acolo, nu fac... Nu e ca în România la noi să transfere astăzi jucătorii și mâine să fie titulari. Și ce zic? Nu e chiar ca în România. Chiar ați văzut interviul lui Rață de aseară?
Ai văzut, Lucica, interviul lui Rață de aseară? Rață care, în caz că nu știți povestea, a fost cumpărat de FCSB și după două săptămâni a fost trimis înapoi la voluntari. Din punct de vedere colectiv, Arsenal este peste, dacă nu joacă Odegaard, dau o șansă? Păi ce, se discută să nu joace Odegaard? Odegaard accidentare la gleznă, improbabil, Ramsey accidentare, mamă, nici Ramsey și nici Zinchenko. Doamne, dar ce a ajuns Ronaldo rezervă de lux? Poate și un Fred și un Antony? Nu cred că o să joace Fred, pentru că McTominay e în formă foarte bună și cred că rezerva lui McTominay este Casemiro. Adică acolo, ca și pe post de închizător. Rață egal Jalbone, bate Arsenal cu 3-0 sau cu 2, cu te bate Arsenal cu 3-0, Alex? Păi noi suntem fani United, cum poți să spui așa ceva? Numai Becali poate să facă asta? Bă, Alex, să știi că nu e chiar așa, Alex Pârvu. Nu e chiar așa, pentru că dacă e să te gândești așa un pic, Ronaldo a venit, jucătorii lui au fost în cantonamente, Ronaldo a venit cu o săptămână înainte să înceapă campionatul, a jucat etapa a doua titular, dacă nu mă înșel. Adică, într-un colectiv trebuie respectate niște principii și trebuie respectate, indiferent de că te numești Ronaldo, indiferent că te numești, nu știu cum să zic, McTominay sau Greenwood sau care mai fi, trebuie respectat niște principii. Ronaldo a venit la pregătire la United cu o săptămână înainte să înceapă campionatul, pentru că a avut motive personale să nu facă parte din lotul pentru cantonament, că a vrut să plece. Glory, glory, man United, asta zic. Se termină 2-1 pentru Arsenal? Bă, nu mai ziceți așa, vă rog eu frumos. 94 de like-uri, vă pup, băieți. Mulțumesc frumos că apăsați pe butonul ăsta de like. Hai cu 100 de like-uri. Hai cu 100 de like-uri, repede, repede, jur. Încă 6 like-uri să facem 100. La 200 de like-uri extragem câștigătorul de la giveaway. Giveaway-ul este acesta. O să vă dau acum un mesaj pe chat. Dacă e cineva care nu e înscris, mergeți aici pe Instagram, înscrieți-vă, trebuie să dați tag la 3 prieteni, follow la Nemții TV și la Picky Football Show pe Instagram, subscribe la Nemții TV pe YouTube și o să facem extragerea la 200 de abonați. Hai să ne o echipă bună și tânără? Într-adevăr, are o echipă foarte bună. Chiar are o echipă foarte bună, foarte bună Arsenalul. Ce mărime e tricou? E medium, dacă vezi. Dacă te uiți aici exact, apare medium, deci o să fie M. Spor la live, te pop, salut Andrei Marian, salut, mulțumesc din suflet, frate. Mulțumesc din suflet, bun. Ne uităm în continuare, deci rămâneți la Manchester United cu Arsenal, care e clar, e derbiul zilei. În Liga avem un Lille, PSG-ul a jucat ieri, Nice cu Monaco, unde l-avem pe omul nostru are și Lille la Nice cu Monaco, un derby interesant. La Nice a transferat și Nicola Pepe, un jucător care mie îmi plăcea foarte mult când juca la unde a fost el? La Lille a fost. Plăcea foarte mult când juca la Lille, dar din păcate nu a reușit să se acomodeze cu Premier League-ul la Arsenal. Bate Nisu. Salut Flavius 14, salut, te pup. Bro, Brighton îi bate pe Leicester. Bă, Leicester au un început de sezon destul de ezitant, adică sunt pe ultimul loc, dacă nu mă înșel. Da, pe ultimul loc un punct. Mamă, până și Nottingham are 4 puncte. Nu știu ce să zic, că o să fie un meci decisiv probabil pentru antrenorul celor de la Leicester. După începutul ăsta rău așa de campionat, că nu rău, dezastros. Dar nici nu au o echipă, cine știe ce. Chiar citisem un articol cu Leicester, de ce nu mai transferă și văzusem că ziceau ziariștii și de fapt ziceau patronii că au avut foarte multe transferuri în trecut, după ce au luat campionatul și au vândut unii jucători, au avut foarte mulți jucători care nu au confirmat și pe care s-au plătit o sumă imensă de bani. Adică să vedem, să vorbim și exact, să vă dau și văd ce se întâmplă. Nu merge transfer marketul? Nu merge transfer marketul sau mi-a picat mie live? Nu pot să cred că nu merge transfer marketul. A scoat-o Radna? Le-am spus să câștige cu Rimes? Te pup, fratele? Te pup, ce faci? Ce faci, viața mea? Salut, Laurențiu, salut. Bă, da, facem și noi 100 de like-uri sau sunteți prea murlămui? Punco? Bă, ce se întâmplă de nu merge transfer marketul? Mamă, s-a băguit transfer marketul. Nemții s-a întâmplat să scoată un meci de 15 milioane dintr-un leu în minutul 80? Păi nu joc la pariuri, frate. Eu nu am voie să joc la pariuri, frate. Și aici bate Dinamo acum cu cheaș, dar păi cât e scorul, frate? Era 0-0, 0-0 în minutul 64. Nu știu, voi vă uitați la meci, puteți să vă dați seama. Eu așa, din fața flash scorului, nu pot să-mi dau seama. Bă, dar vreau să vă arăt transferul de la Leicester și nu pot. Asta zic. În ce an a câștigat Leicester campionatul? Îmi zice și mie cineva în ce an a câștigat Leicester City campionatul? Bă, da, ce-i cu ei, mă?
facem, pac. Partizan avea 30 de minute, 80 și în 10 minute au fost egalați. În 2018 au câștigat. Stați așa să văd dacă reușim să ne, să ne logăm pe transfer market. Hai că reușim, da. Hai că reușim dacă e. Bă, în orice caz, când o să-și revină transfer market. A, așa, bun. Transfer. Curent transfer. Bă, dar spre amârlă, măi. Așa, deci în cât a zis că a câștigat? În 2015-2016? M-ați lămurit. În 2015 sau în 2018 a câștigat? 2015-2016, da. Deci în 2015-2016 au câștigat campionat. Deci mergem în 2016-2016. Bă, da, mă iau la mișto ăștia cu transfer marketul. În 2016? Mă iau la mișto tare ăștia cu transfer marketul. În 2016? Hai că pot să vă arăt. Salut, mâine mă duc la școală. Salut, Alexandru. Salut, salut. Bă, frate, ce să zic? Rip. V-ați dus, băieți. V-ați dus pe pilii direct. Gata. La școală, mărlămoilor. La școală. Începe și sezonul de FIFA 23. Abia aștept să fac live-ul la 3 jumate când veniți de la școală și să-mi ziceți, să-mi dați mesaje pe Instagram și să ziceți, brother, eu pot să faci cu o oră mai târziu, brother, că eu abia n-am ajuns de la școală. Bun, deci 2016-2017 au făcut următoarele transferuri. Island Slimani n-a confirmat. Musa n-a confirmat. Wilfred Ndidi, așa. Nempalisit Mendy ăsta, 13 milioane, n-a confirmat. Bun, mai departe, 2017. Ca să înțelegeți de ce n-am mai făcut, de fapt asta am citit și eu, nu-i ca și cum eu am tras concluzia, asta am citit un interviu. Bun, mai departe, următorul sezon. Iha Nacho, bă, nu pot să zic că a rupt gura târgului, dar nici n-a confirmat. Adrian Silva, țeapă. Ibora, țeapă. Harry Maguire, țeapa țepelor. Bine, pe ăsta măcar l-a dat cu 100 de milioane. Dragovici, țeapa țepelor. Mai departe, 2018. Bă, da, mă ia la mișto tare site-ul ăsta. Când Didi e jucător de bază, păi da, asta zic. Când Didi e porț, când Didi e porț. Mă ia la mișto tare. Bă, da, ce s-a întâmplat? Se transferă Real Madrid, se transferă ăsta Cristiano Ronaldo la Barcelona? Sau de ce spicate site-urile? Mai departe. James Madison, ăsta a confirmat. Pereira, putem să zicem că a confirmat și el cât de cât. Stoiciu și el. Decent. Pengovic ăsta, n-am nici cea mai vagă idee cine e. Ghezal, țeapă. Danny Ward, ăștia Evans, nu prea intră. Tielemans, la un transfer. Așa, 2019-2020. Mai departe. Când ai tricoul la 200 de like-uri. Yuri Tielemans, 40 de milioane, ăsta pot să zic că a fost decent. Ayoze Perez, țeapă. Dennis Praet, țeapă. James Justin, țeapă. Și de acum încep țepele, adevărate, dacă nu mă înșel. Wesley Fofana, bă, n-a fost țeapă că l-au luat și au făcut bani, că l-au dat la Chelsea acum. Timothy Castagne, țeapă. Cengiz Under împrumut, țeapă. Patson Daka, 27 de milioane, țeapă. Bubacar Sumare ăsta, 18 milioane, țeapă. Vestergaard, 15 milioane, decent. De ce? Dar cu Daka și cu ăștia, cu Daka și cu al de ăștia sau ar stare rău de tot și sunt cam în gaură cu bugetul și de asta și rezultatele slabe ale Leicester din perioada ta. 102 like-uri! Bine! Vă mulțumesc din pentru 102 like-uri, băi, te de treabă rău de tot. Când Didier jucător de bază, așa, când luăm bătaia atât, bă, frate, eu sunt încrezător țela. Sunt încrezător țela după ultimele 3 meciuri, sincer. Filema de clar, dar face profit? Bă, într-adevăr, au avut și niște jucători cu care au făcut profit. Vezi Maguire, vezi Fofana. Fofana chiar după câteva sezoane. Da. A făcut și alte transferuri care i-au cam îngropat. La liceu sunt bobocel? În ce clasă ești, mă, frate? Ești intra noua? Ești intra noua cu mine sau în ce clasă ești? Bă, da, mă ia la mișto. Mă ia la mișto transfer mai cu ăsta. Hai, las că vă mai arăt. Așa, bun. 2022. L-a luat pe... Uit fetă ta. Nu l-am văzut deja. A, deja suntem în ăsta pe ăsta l-a luat acum. Pe fetă ta. Într-a noua, frumos. Nu pot să cred că nu s-au făcut cele 200 de like-uri. Păi suntem live de 59 de minute. Avem 100 de like-uri. Avem 100 de like-uri într-o oră. E perfect. Și eu tot a noua. Mamă, ce bobocei nenorociți. Deci multe transferuri pentru Leicester. Care nu prea au confirmat. Și acum dacă ne uităm pe squadul celor de la Leicester. Aș vrea să mă uit dacă ar merge site-ul ăsta. Vreau bully pe chat pentru transfer market, băi. Faceți bully în chat. Pentru site-ul transfer market. Și eu tot în clasa noua, mamă, ce bobocei, mă. Aproape de gol din amă și eu tot a noua, bă, nu pot să cred că sunt toți bobocei.
Uite mă ce bobocei, mamă, vă duceți la balul bobocilor? Scrieți-mi cea dacă, dacă participați la balul bobocilor. Să vă susțin. Să vă susțin la balul bobocilor, mărlămâilor. Eu tot a noua, bă, da, toți sunteți a noua, mă las la mișto. De-abia aștept balul bobocilor să mă îmbăt și eu sunt tot a noua. Mamă, câte la mâncația și în Colentina acolo te duci la balul bobocilor. Te duci la balul bobocilor în Colentina cu bobocițele alea. Vine direct, te duci la balul bobocilor, vine direct justițiarul din Berceni, mâncația. Și dacă se duce excelent la balul bobocilor, vine direct justițiarul din Berceni în Colentina. Eu am intrat azi, ceau, ce ești mă, am și chei. Ce ești mă, viața mea. Când ai merit să ne echipă, se leagă tot, hai că se leagă tot. Hai că se leagă tot la Leicester, mai ales în începutul ăsta de campionat, se leagă tot, dar nu prea. Se leagă tot, dar nu prea. Eu sunt a 15-a, am trecut a 10-a. Bă, dar pot să mă ușor pe lotul celor de la Leicester City sau nu pot? Gata. Cum faci un pic de presiune, cum faci un pic de scandal, s-a rezolvat problema. Dacă vă uitați acum pe lotul celor de la Leicester, Wilfred Ndidi ăsta care, uite, un transfer care a confirmat 54 de bețe, Tilema 549, Madison Shield 45, Soyuncu ăsta care era așa puțină speranță, 26 de ani, un turcalete, 36 de milioane, așa. După te duci Harvey Barnes ăsta, meh, Timothy Castanie, meh, Bubacar Sumamare ăsta, meh, adică, n-ai, nu prea ai. Ricardo Pereira, Pihia Nacho, Patson Daka, mâncați ăștia. Ce jucam cu Patson Daka la FIFA, a ce să faci cu Patson Daka în Premier League? Că dacă le-a vandai pe Patson Daka, îl bagă direct în buzunar și aleargă cu el de la Liverpool până la Hamșic acasă, mâncați așa. Bă, dacă le-a vandai pe Patson Daka în buzunar, aleargă până la Hamșic acasă. Aleargă, dacă nu, merge mai repede ăsta vandai cu Patson Daka în buzunar decât merge Hamși cu mașina de colete, mâncați. Decât merge Hamși cu DHL-ul, merge mai repede ăsta. 1-0 Dinamo, nu pot să cred. Ale, ale. Dinamo este în B. Mamă. 1-0 Dinamo, stați așa să pun un nim. Stați așa un pic să pun un nim. Dacă e 1-0 Dinamo. Poate îmi dați teacă și pun nim degeaba. Bă, dar ce mă enervează, nu știu cum am pus asta. Așa, YouTube, câinii roșii, ale, ale. Suntem aici și vom mai fi. Bă, gata. Gata, că îmi dau și copyright ăștia pe CH-ul, mâncați așa că nu le dau bani. Nu mi-am plătit tot. A plecat alerta de Donu? Ce alertă mă de Donu? Bă, ce s-a întâmplat? Gata. Mamă, ce m-am încălzit. Mamă, ce m-am încălzit, mâncați. M-a luat durerea de inimă la cât am sărit în sus. Uite. Auzi ce cânt? Mamă, du-te un pic până în Ștefan cel Mare, Cosmine. Du-te până în Ștefan cel Mare un pic, poate ai un pic de treabă. Poate ai un pic de treabă, frate. Du-te un pic până în Ștefan cel Mare, vezi ce se întâmplă. Hai, steaua pe CSB, la, asta zic. Asta zic, toată lumea să-și susțină.
Bă, 2-0, mă lasa mișto. Mă ia la mișto. Mă ia la mișto, Andy. Ce mărime e tricou? Tricou de la giveaway este mărimea M. Mă ia la mișto, Andy. Ce trebuie dacă mă ia la mișto, Andy, că a plecat banul direct. Dacă mă ia la mișto, Andy, a plecat banul direct. Ia la mișto. Stați un pic să intru pe Play Store. Se intră puțin pe Play Store. Dinamo cu Cordia Chiajna 0-1. Căutăm aici un pic pe chat. Du-te și tu până în Ștefan cel Mare Bădici. Du-te un pic până în Ștefan cel Mare Bădici. Că mi se pare că e 1-0 și mă e la mișto. PCSB este a, bă, nu mă bag în discuții din astea. Nu mă bag în discuții din astea că mă depășesc, sincer. Mă depășesc. 109 like-uri și 37 de oameni pe live. Hai să facem și noi 320 de like-uri repede pe jos. Nu mai fi smârlămâi. Nu mai fi smârlămâi că a dat gol și Dinamo. A dat gol și Dinamo. Toți dinamoviștii din chat să dea like. Hai că am o grămadă de dinamoviști în chat. Numai eu. Numai eu și cu Xela suntem dinamoviști. Atât. Atât. Așa, bun. Nu mai știu unde rămătețe. Nu mai știu unde rămătețe că m-a luat entuziasm. M-a luat entuziasm când a luat gol Dinamo de mă dor și umerii. L-am trezit pe câine din somn, nu mai știe ce se întâmplă. A luat o raznă câinele. Bă, Dinamo joacă derby în Liga a doua, că e conființat în 2017. Bă, mai lăsați-mă cu discuțiile astea de PCSB-iști, steliști. Forța Dinamo, asta zic prompt. Asta zic. Asta zic. Eu pe Mitrovic ăla și vă stau atacat la Chelsea United. Bă, într-adevăr, e un atacant foarte bun. E un atacant foarte bun, Petrișor. A, la Dakar a rămas? A rămas la Dakar, da. Că ziceam că dacă le-a Van Dijk în spate, aleargă până la Hamsi când unde stai, mă, Hamsi? Nici mie unde stai. Nici mie unde stai, Hamsi, că nu mai știu exact. Poate mi-ai zis vreo 24 de ori, dar nu mai țin minte, frate. Nu mai țin minte exact unde locuiești. Stai și să văd dacă e treabă. Ai butonul de YouTube în spate acolo? Am buton personalizat, frate. Stai așa că... Bă, ce sunt? Stați un pic că mă bate un pic ăsta și nu știu cum să... Așa, gata. Gata, suntem bine. Cât mai ai contra la Ceahlău? Vrei să mă transferi, Alma? Vrei să mă transferi, Alma, sau? Ai butonul de YouTube? Bă, frate, am buton personalizat. Pentru cine nu știe, bine, e butonul de 10.000 de abonați. E butonul de 10.000 de abonați. Noi momentan suntem 8.000. 8.000 și... 8.031 de abonați suntem? 8031 de abonați suntem. Mai avem cam 2000. Nu mai stau cu spatele la web. Nebunule, stai în banca ta. Așa, deci acesta este butonul de 2000 de abonați. De 10.000 de abonați, un buton personalizat de la un meu, bă, că Pavel. Cel mai tare buton personalizat, mutați. Cel mai tare buton personalizat. Acum problema e că n-am 10.000 de abonați. Hai, fac eu, nu-i problemă. Mai devreme sau mai târziu îi face. Petrișor nu va face fața nici pe top? Bă, e posibil să fie... Dacă e să păstrăm un pic așa raportul, trebuie să păstrăm un pic raportul, e posibil să fie cum e companiul ăsta, cum a fost la Craiova și să vedem acum dacă face față la PCSB. Știi că mi se pare că am același tip de jucător. Bine, păstrând raportul. S-au dezabonat 2000 de abonați, adevărat. Adevărat, deci avem mare buton de 10.000 de abonați, la 10.000 de abonați facem unboxing. Așa, bun. Ce mișto e, mersi frate. Mai avem o guriță de cafea, ne mai uităm pe aici. Așa, dăm frumos pe scena de desktop. Și ne mai uităm și la, am vorbit de Leicester. Mai lăsați-mă Leicester, că m-a trup față în Dakar. M-a trup față în Dakar. Ce de punul de buton? Pronostic la Arsenal cu United. Bă, frate, eu sper să câștige United. Sper să câștige United. 90 de like-uri și începe giveaway-ul. Adevărat, încă 90 de like-uri și ce extragem câștigătorul giveaway-ului. Așa. Avem în Belgia niște meciuri care nu prea ne interesează. Avem Nice cu Monaco. În Bundesliga a jucat Bayern, nu a jucat Dortmund-ul. În Serie A Cremonese cu Sassuolo. Tipi așa. Udinese cu Roma, o să fie un meci interesant. Valvraic cu Excelsior, așa, cu Cordia chiar așa cu Dirabo, aleau. Eu cred că o luăm adreat cu aia 5 ori la urmă, nu cred că o să o luăm grav, nu cred, eu zic că o să fie un meci frumos. Pentru că mă raportez la meciul cu Liverpool, care a fost mare derby și Liverpool echipă foarte bună și am jucat foarte bine. Adică mi se pare că United joacă foarte bine.
Mi se pare că joacă foarte bine United în derbiuri. Are probleme mai mari cu echipele mari, dar în derbiuri chiar e ok. Mamă, și pe cel ok Dinamo dacă câștigă acest derby cu Concordia Chiaj, dar mamă, locul 12, un loc meritat. Un loc chiar meritat. Mă refer la Manchester, păi nu știe, mă, nu știe. Liverpool sezonul ăsta cam pușcărie, păi da, dar dacă te uiți și în trecut, United a jucat bine în derbiuri de obicei. Deci Dinamo cu Chiaj la 1-0-80, sperăm să se termine așa. Avem Petrolul Ploiești cu Botoceanu, un derby de mare angajament. Nu știu dacă joacă Tamaș, că Tamaș a zis că pleacă. Bă, ce s-a întâmplat? Marcatorul de la Dinamo. Și în La Liga nu prea mai avem nici aici meciuri, că Barça a jucat ieri, a bătut pe Sevilla, Real Madrid au câștigat și ei. Ieri au fost meciurile forță. A rămas din câte am înțeles? Ia vezi, ieri au fost meciurile forță. Everton Liverpool 0-0, Chelsea a bătut cu 2-1 cu Paqueta la West Ham. Tottenham a bătut cu 2-1. Aston Villa cu City 1-1. PSG a bătut cu 3-0. Bayern nu a făcut și ei 1-1, deci Bayern și City s-au încurcat etapa asta după ce etapele trecute dădeau câte 5 goluri. Fiorentina Juventus 1-1, Inter Milan a bătut cu Inter, forță meciul. Păi așa, plec la muncă, eu n-am două zile la niciodată. Păi și live când mai faceam și ce? Când mai faci live, frate? De fapt l-am văzut că tot ai mai făcut live-uri, dar n-am mai avut timp. Mi-era dor de bani, pronunțicția o eta? Nu se știe niciodată. Frankfurt, bă, am văzut rezultatul ăsta și nu prea l-am înțeles. Frankfurt Leipzig 4-0, sincer. Salut Andy, bine ai revenit, frate. Voi, stai să facem și de 120 de like-uri. Suntem 38 de oameni pe live, nu uitați să vă abonați. La 200 de like-uri extragem câștigătorul giveaway-ului. Abonați-vă să facem și noi 10.000 de abonați cât mai repede. Și... dați ce like, mă, lămâilor. Ce crezi că o să facă FCSB și CFR în grupele conference? Bă, FCSB are o grupă cam infernală, sincer. CFR Cluj, eu zic, o să se tărască așa cu 0-0, 1-0, 1-0, 0-0, 0-0, 1-0. Mai ales că și-au făcut și un lot bun. Bănuiesc că CFR o să se califice mai departe, poate așa la limită. Și FCSB-ul nu prea au șansă. Ce tricou câștig? Ăsta e câștig. Ăsta e tricou, brother. Ăsta e tricou, ăsta. Vă dau acum, vă spamez acum un link pe chat acolo. Intrați, înscrieți-vă, tricoul ăsta o să le extragem în jumătate de oră, o oră. Trebuie să dați un follow la Nemți TV și la Piki Football Show pe Instagram, subscribe Nemți TV pe YouTube, tag la 3 prieteni și pentru noroc opțional dați un share pe story cu tag Nemți TV. Și sunteți înscriți la giveaway. Dacă îl câștig eu, vine tricou acasă. Păi ți-l trimit, frate, cum să nu ți-l trimit? Numai că e medium, tu ești cam large. S-a făcut o glumă, sper eu una reușită. Și da, aveți șansa să câștigați acest tricou minunat. Ce ratare Dinamo, arată Dinamo? Bă, dar sunt prea mârlămoi ăștia de la Dinamo, că nu dau și golurile. Nu le dau nație, băi. Nu le dau nație, vorba fotbalistului. Trebuie să o dai nație. Așa, deci aveți giveaway-ul ăsta, înscrieți-vă. Ia să vedem cine s-a mai înscris, cine mi-a mai dat follow. Dacă s-a mai înscris cineva, dacă mi-a mai dat cineva follow. Ovidiu Vlad, Alexandru Frumos, 11 acum 27 de minute. Petricior mi-a dat și el, așa, un dat un like, s-a dat așa. Ilie 20, s-a înscris și el. Frumos, Andrei, s-a înscris și el. Mai mama Izalama, corect. Mare hater, dacă se bagă și noi la schimbări, bate ăsta în 3-0. Vintilă Ionuț, omul meu care a intrat și la început de live pe live. Dar așa, Toma Lucian, mare hater, s-a înscris și el, frumos. Nu știam eu cine îmi dă dislike la live-uri, acum știu. Nu pot să cred că dau ăștia dislike la live-uri. Dau ăștia dislike la live-uri, bă. Eu nu am verificat niciodată chestia asta. Ia, live, ia. Aici 116 like-uri, 132, mamă, vezi că, uite, mi-a mai dat și mie câte unul. 176 cu 1, 162 cu 0, 160, mamă, 136. Ăsta a fost live-ul cu Kim Dia și am avut 6800 de vizionări. De asta s-a mai dat și un dislike. 140, mă, eu-s bine, am și eu 0, 1, 2, așa. Acum știu eu, am unul pe live, ai câte unul pe live? Păi e unul pe tine, îți dai seama că îți dă la fiecare. Ia, și la clipurile astea care au prins așa, ia, vizionări. Vizionare, avem clipul ăsta cu Lewandowski la Barça cu 3338. Mama, au plecat 3 dislike-uri direct. Ne-mi ține de Xela? Cred că Xela e, hă? Zici că Xela e? Așa, mai ai câte două. La clipurile astea care mai intră în recomandate, îți mai aruncă ăștia câte un... Mamă, la asta cu Dinamo 5... Care e șansa că ăștia cu dislike-urile să fie cu steaua? Care e șansa? Alea, forța Dinamo. Dar ne ține de... Eu vă dau, mă? Cine vă dă, mă, că nu mai înțeleg? A, ne ține de Xela? Păi să mai punem și noi câte o virgulă.
99%, bă, frumos. 100% pe teliști ăștia pe CSB și cu 5 dublate. Mă rămâi. Da, bun. Acestea fiind spuse. 8031 de abonați, suntem bine. Suntem bine, am făcut 5 abonați pe live-ul de astăzi. E chiar perfect. E chiar perfect 8031 de abonați. Am mâncat-o că-s largi? Corect. Așa, bun. În continuare, după ce am trecut prin toate astea, vreau să ne uităm puțin. Vreau să ne uităm puțin la niște ratinguri de la FIFA 2023, jocul pe care tocmai ne l-am recomandat și o să-l primim pe 27 în ale lunii în curs, după cum care zice, 23 de zile rămase, după cum vedeți din stânga jos, 23 de zile rămase până ne ruinăm viețile, 23 de zile rămase până Gabriela, iubita mea, logonica mea și actuala soție, nu va mai vorbi cu mine, pentru că în 23 de zile pleacă direct FIFA 2023. Bine, cred că o să plece mai devreme, sincer că o să plece alea 10 ore de pe EA Play, dacă nu mă înșel. Așa, și avem felul următor, dacă este le luăm în ordine. Băi, ținu și de la Pul Șerif a făcut niște topuri, top 23, FIFA 23, top fundaj dreapta. Fundaj dreapta top fix, adică care o să fie cei mai buni la începutul jocului, zic ei, iar mai jos, honorable mention, adică jucătorii care ar fi bun, dar nu prea. În cum e forță rău 5-4, cu siguranță o să fie un carbun. Cu siguranță o să fie un carbun în cum cu boiți. 117 like-uri, încă 3 like-uri, să facem 120. Apăsați pe butonul de like, repede pe jos. Repede pe jos, apăsați pe butonul de like, nu mai dormiți. Abonați-vă dacă sunteți noi pe canal neapărat, pentru că suntem rău 10.000 de abonați. Bă. Vine va fi forță? Cu siguranță, da, și vine. Cu siguranță vine. Scrieți în pe chat jucătorii pe care vi doriți voi. Ce jucători vă doriți voi la început de joc? Probabil Cancelo o să fie LB, de vreme ce nu e aici. Păi Cancelo nu mai știu exact care o să fie poziția lui principală. RB sau LB, dar cu siguranță o să aibă tech position și pe LB. Adică tot ce o să fie și LB și RB acolo, că putem juca cum ne dorim. Salut viața mea, te pup, dragoste, te pup, bine ai venit, frate. Deci avem Walker, care o să fie RB, Hakimi, Llorente, mamă, Llorente o să fie RB 84 rating, nice-o, și Cuadrado, care e cu skill-urile, cu dinate, o să fie un fundaj dreapta bunișor. Am cam îmbătrânit pentru școală? Mamă, te-ai dus și tu, Bodo. E LB 88, am înțeles, e LB Cancelo. Păi da, o să aibă și de RB, nu? O să aibă și de RB, cu siguranță, Cancelo. Vini Neymar, Militao, Tomori, Cancelo, Walker. Eu mi-l doresc, Ferențanu, Cosmin Andrei, Capanion, Stângani, Fameni, FIFA 20, Capanion, aula. FIFA 23, mi-o iau pe PC, nu numai pe Xbox. Llorente, cred că o să poată fi și KM, cu siguranță o să poată fie. O să aibă position changer din ăla cu KM, Llorente. M-am dus, te-ai dus pe pili, Bodo. Nu mă duc mâine la școală, abandonez? Păi de ce, mă, frate? De ce? Deci Walker, Hakimi, Llorente, Cuadrado. Bă, da, ăștia pe Footbin au băgat cardurile astea noi? De exemplu, ia, Llorente. A, stai, FIFA, nu pot să cred că nu e FIFA 12. Ia, unde-i? Ia, ce zic ăștia aici? Așa, what does FIFA așa? Deci tu play FIFA 23, so where are the date, când apare așa Standard Edition 30, Ultimate Edition pe care ne-am dat noi comandă o să apară. Deci dacă v-ați dat comandă de Ultimate Edition, o să fie pe 27 septembrie, zilele astea 10, mamă, nu pot să cred că astea 10 ore să fie tot pe 27. O să fie pe 27, mă, early access-ul, se știe oficial, gen? Cât ai luat la capacitate? N-am dat capacitate, frate. N-am prins perioada aia, nu sunt așa de bătrân încât să fi dat capacitate. Cred că Xela a dat capacitate. Vreți să vă mint? Cred că Xela a dat capacitate. Întrebați-l pe Xela. Xela, cât ai luat la capacitate, brother, în Colentina? E mare țeapă școala asta? Așa, FIFA așa, Standard Edition, Tomori, Hernandez, Tonali, mai nani și Leao, să fie bombă pe partea stângă? Mamă, adevărat, să mor dacă nu. Mor, o să fie mulți jucători de la Milan bustați pentru că au avut un sezon bun și cu siguranță o să fie bustați ca Hamsik pe Faceit. O să fie bustați și ei pe ăsta în joc, știți? Adică Leao ăla o să fie forță rău de tot. De alea 10 ore sunt pentru ea.
de le vine FIFA mai târziu, alea 10 ore sunt pentru aia de le vine FIFA mai târziu, alea 10 ore sunt pentru aia care le vine FIFA. A, pentru aia care gen le așa dat de standard comandă sau cum. Leo era la miște. Bă, am văzut și eu, am văzut și eu pe picioare golurile lui Leo de ieri, să mor. Să mor dacă nu. Să mor dacă nu au fost forțe. Așa, FIFA 23 standard early access. Hai că nu ne zic nimic, nu ne ieși nimic ăsta nou. Reality reward. Nu ne ieși nimic nou ăsta. Nimic nou. A, aici vreau să văd dacă au băgat, dacă au băgat cardurile astea noi. FIFA 23 squad builder. Ia. Lorente 86, păi o să fie câmă sau rămâta, mă, că m-ați bulversat de tot. A, pentru standard, am înțeles, dacă nu joacă le-au în Qatar, fac urât. Unde mâncă? A, la mondial, zici? Am plecat la muncă pe pop, te popăm și noi, hamfite, te popăm și noi, frate. Ce faci? Bagi un live de seară și conești noi un matchmaking de seară? Că sunt și eu unii așa de seară. Adică sunt la calculator și dacă bagi un matchmaking, poate un matchmaking, poate mă bag și eu la școală. Dar dacă te duci la ora asta, nu știu ce să zic. Te popăm, te popăm, spor acolo la muncă, frate, spor acolo la muncă. Dacă ajunge vreme, da, ne auzim, îmi dai un mesaj și facem, poate să fie frumos pentru toată lumea. Deci 88, 79, 81, hai că e, dar nu prea. Așa, deci avem Walker, Hakimi, Lorente, Cuadrado, Mazraoui, bă, Mazraoui ăsta vreți să vă mint, o să fie o variantă bună. Petru și Antoni merită la mondial? Păi probabil o să fie. Probabil o să fie amândoi. Nu că joacă pe zi să facă level 3 de la Verde de îi place lui. Pronostic pentru cursă? Pentru cursa de Formula 1? Bă, nu mă pricep atât de tare încât să dau eu pronosticuri, da? 2-0 Dinamo. Ăsta e bait cu 2-0 Dinamo, îl țin. Du-te până Ștefan cel Mare și tu cu ele dacă îmi dai bait-ul cu Dinamo. Salut, am zis cinerii review și nu știu ce să aleg, ți-am trimis pe Insta, păi spune-mi aici, Dani. Spune-mi aici, frate. Sau hai să mă uit pe Insta. Instagram. Bam. Dani. Ia să vedem ce să aleagă Dani. Caprari. Solskjaer. Păi Solskjaer direct, ce să alege altceva. Broadere, pe ce o să dai FIFA pointsurile aia deschis pe curs, faci drafturi, poate să facem drafturi pe live. O să vă pun pe voi să alegem ce vreți să facem cu alea. O să vă pun pe voi să alegeți. Partea stângă cu Milan, dar pe dreapta ce variantă ar fi? Ce variantă ar fi pe dreapta? Vrei să-ți spune ce variantă ar fi pe dreapta? Până acum ce variantă ar fi pe dreapta? Akanji Milan. Spune ce variantă o să fie. Cam asta o să fie varianta. Full chemistry. Full chemistry o să fie varianta asta. Zakaria Chelsea, Akanji Manchester City, Mbabu Fulham. Elvețieni. Dream perfect. Dream perfect aș putea zic. Ok, mersi, te pup, Dani, te pup. Ce mai faci, brother? 119 like-uri. Boys, hai să facem și noi 120 de like-uri. Apăsați pe butonul de like. La 200 de like-uri extragem câștigătorul giveaway-ului. Giveaway-ul este acesta. În caz că sunteți noi pe canal sau nu ați văzut giveaway-ul este acesta. Se desfășoară pe Instagram. Vă dau acum un link pe chat. Înscrieți-vă și aveți șansa să câștigați tricoul ăsta original cu Napoli. Trebuie să dați un follow pe Instagram la Nemții TV, la Fiki Football Shop. Subscribe pe la Nemții TV pe YouTube, adică mie, pe acest canal unde vedeți acesta e minunat. Tag la 3 prieteni în comentarii și sunteți eligibil pentru a câștiga acest tricou. O să facem exagerarea în jumătate de oră când facem 200 de like-uri. Bine, nu dacă facem 200 de like-uri sincer astăzi, dar am pus și noi un clickbait acolo să facem și noi, poate facem și noi cât mai multe like-uri. Păcat de Haaland că în realitate rupea în joc o să fie de folosit. Bă, am văzut niște păreri la niște băieți care au jucat varianta beta. Bine, și eu am jucat, dar n-am jucat cu Haaland. Și ziceau că ar fi utilizabil așa Haaland. Ar fi utilizabil. Vedem când apare jocul, Petricioare. Vedem când apare jocul, cum o să fie. Bun, deci astea o să fie variantele pentru fundaș dreapta. Avem mai departe variantele pentru fundaș stânga. Și tot zicea Petricior de Cancelo. Cancelo cu 88 o să fie unul dintre cei mai buni fundași stânga. O să poată să joace și fundaș dreapta pentru că o să aibă position changer din ăla. Hernandez cu siguranță. Deci avem aici top. Bine, Cancelo ăsta nu știu dacă a fost așa și așa până acum. Pe RB a fost așa și așa. Dar dacă te uiți la băieții ăștia trei, Hernandez, Mendy și cu Davis au fost și la FIFA 22 top și cu siguranță o să fie și în FIFA 22. Te pup, frățior, am plecat că mâine încep școala. Te pup. Mersi mult că ai intrat pe live, să ai o duminică frumoasă, frate. Te pup, frate. Davis se rupere? Te mendești și au putut joc 80 ce vreau?
De care? A, de Mendej ăsta de la, de la PSG, zici? Cât a avut? Victorie Dinamo, Victorie Dinamo, forță! Davis se rupere, bă, cu siguranță. 93 pace pentru Hernandez, 94 pace pentru Davis, 92 pace pentru Mendy. O să fie 3 jucători foarte, foarte buni și o să joace multă lume, o să joace până aproape de final cu jucătorii ăștia. Adică sunt fundaș lateral viteză, defending physical bunișor, decent, așa, sunt jucători buni. Hernandez ăsta cel puțin cu 85 overall cu un boost un pic față de cardul de anul trecut, o să fie forță. Oare o să aibă Davis și second position left winger? Bă, nu știu ce să zic, hai să vedem dacă s-a dat vreun leak. Davis, dar nu aș crede, nu aș crede. Uite, LM, o să aibă LM, o să aibă LM și left wingback. Nu știu dacă sunt oficiale chestiile astea, dar o să aibă LM, o să fie ok. O să fie ok, poate nu left winger, dar o să-l poți să-l joci pe LM. Ceea ce mi se pare ok. Boys, hai cu 120 de like-uri neapărat. Hai cu 120 de like-uri neapărat, numai. Bă, dar ce se doarme pe live-ul ăsta, n-am văzut în viața mea. Bă, prea dormiți, este 34 de oameni pe live. Mulți dintre cei 34 sunt noi și n-ați apăsat încă pe butonul de like, ceea ce mă îngrijorează. Ceea ce mă îngrijorează teribil. Nu uitați să vă și abonați, suntem rost, sunt 10.000 de abonați și m-am ajutat foarte, foarte mult o abonare. Hai cu like-urile, ce asta zic? Am o presimțire că Paro sau Rapid și câștigă s-a penalat cu simțul așa, bă, să dea Dumnezeu să fie o luptă până la final. Eu zic că CFR-ul o să facă parte din lupta asta cu siguranță, pentru că au experiență în spate și au și un lot foarte, foarte bun de jucători și eu zic că o să poată face față pe două fronturi. Am dat 120, eu te pup, Mempule, te pup, mulțumesc din suflet, dar ajută foarte mult like-urile voastre, băieți, să băgăm live-uri recomandate și poate să aducem cât mai mulți pasionați de FIFA pe live și de fotbal în general. Să vezi ce fundaș aduce Ferdi de Liga, am văzut, păi au transferat 3 jucători de culoare în ultimele zile. Adică se preocupă, clar se preocupă cei de la CFR și eu zic că au și antrenori cu experiență, au toate șansele să se lupte acolo sus. Cu siguranță și sezonul ăsta. Dacă o să țină același și Rapidul, dacă o să țină același și Paru, avem FCSB-ul, Craiova lui Rotaru, unde e Rădoi antrenor, o să fie o luptă frumoasă. Deci avem cei trei, Hernandez, Davis, Mendy, care o să fie clar top picks, Cancelo o să fie cel un jucător foarte bun și ca și variante honorable mentions, cum le zic cei de la FUT Sheriff, avem Robertson, un jucător care ia, nu știu ce pace avea Robertson în FIFA 2022, ia. Robertson, 84 avea pace, avea 84 pace. Și acum are 80, păi nu știu dacă o să fie chiar jucabil, pentru că anul trecut eu n-am văzut pe nimeni să joace cu Robertson. Nu ne merita mai mult, e Bohal, l-am văzut pe viewer-ul pe rebă, aleargă, are calități native. Cred că dacă Rudiger rămânea la Chelsea, avea aceeași overall pe care îl avea la Real? Da, cred că da, eu zic că da, pentru că a avut un sezon foarte, foarte bun. A avut un sezon foarte, foarte bun pe Tușoare și eu zic că da. Bun, avem Spinazzola, 90 pace, 77 de finish, 70, Renan Lodi, 84, 75, 75, Renan Lodi a dat de gustul Premier League. A venit Renan Lodi la Nottingham Forest și a jucat direct cu City primul meci, în minutul 60 l-au scos direct. A dat de gustul Premier League, că nu mai e chiar așa ușor. Bine, și la Atletico erau unele riguri și era jale, dar în Premier League nu te mai joci. În Premier League nu te joci, tată, că te iau ăștia cu vijelia. A câștigat Dinamo din păcate? Aie, Cosmine, ce să faci, frate? Aie. Așa, Tierney, pe care avem cam aceiași jucători ca anii trecut. Nu-i văd pe Robertson și pe Jordi Alba. Nu-i văd pe Robertson și pe Jordi Alba să fie jucabil, poate Jordi Alba, să zic. Deci cum are Spinazzola la 82 când a fost accidentat sezonul, iar Mendes 80 care a fost titular tot sezonul la PSG? Bă, sunt enigmele EA Sports, Petrișoare. În fiecare an sunt niște enigme. Am înțeles că statuturile astea n-ar fi 100% oficiale, pot să mai primească niște upgrade-uri, niște downgrade-uri, nu sunt statusurile oficiale, deci pot să mai apară unele modificări în statusurile acestor jucători, dar ne luăm și noi după ce postează băieți. Unde nu are și LB? Păi nu prea știu acum unde LB, poate RB să aibă cu unde, Alexandru. RB e posibil să aibă, dar LB n-aș crede. Așa, deci asta a fost poziția de fundaș lateral. Mai departe, avem aici deadline transfer, uite, avem o postare interesantă și cu jucătorii transferați în ultima zi de transferuri. Alaba cred că o să aibă, cu siguranță o să aibă și CB și LB Alaba. Alaba cu siguranță o să aibă ambele poziții. Jucătorii
jucătorii transferați în ultima de Mercato, Aubameyang, un jucător care cred că o să fie destul de interesant și poate și jucabil la început de joc, zic eu. Avem Zakaria, care mereu a putut în mijlocaș central și, după cum v-am arătat un pic mai înainte, împreună cu Mbabu și cu Akanji, uite că i-au pus aici așa frumos unul lângă altul pe băieții mei. Zakaria și Akanji și cu un Babu acolo fundaș de asta în 4-3-3-3 ăla să facă link. De fapt, hai că fac linkurile, stai că nu mai fac linkurile astea, poți să-i pui cum vrei tu. O să fie un trio foarte, foarte ok de început de joc, zic eu. Mi se pare interesant transferul Soler, asta vreau să zic eu, nu mă așteptam la transferul ăsta lui Soler, chiar nu mă așteptam. Mă uitați-mi la omicea lui Valencia, nu mai știu cu cine au jucat exact, dar mă uitați-mi la omicea lui Valencia și chiar îl dorițem pe Soler ăsta și mă gândeam, bă, dar joacă de mult timp Soler ăsta și n-a prins și el un transfer, poate la o echipă mai bună ca Valencia. Și uite că l-a luat Parisul, ceea ce mi se pare interesant. În același timp, Parisul l-a dat pe Guye, Idrissa Ganagé, l-a dat înapoi la Everton. Și nu înțeleg, pentru că mie Guye, Idrissa Ganagé ăla, mi se părea un jucător foarte, foarte bun. Nu știu exact de ce nu l-au ținut, dar probabil a venit, e de la antrenor la antrenor, a venit acum antrenor Mâișe. Mâișe antrenorului de la Paris, am uitat. Am uitat cum îi zice. A venit și probabil nu a fost pe gustul lui. Bine, Soler ăsta e mult mai Gatie, așa, Gatie. Da, a venit Gatie și probabil, na, fiecare antrenor e cu preferințele lui. L-a luat pe Soler. Am văzut că de la PSG a plecat. Cine a plecat? Draxler, parcă, sau cine a plecat de la PSG? Au mai transferat și ei câțiva jucători. Oba e mare Snake? Păi de ce e Snake, mă, frate? De ce e Snake? Au mai transferat și dintre jucătorii ăștia care jucau și nu prea erau acolo la număr. Soler tehnic? Bă, e jucător bun Soler ăsta. Chiar sunt curios cum o să joace. Draxler la Benfica? Așa, Draxler, da. Draxler. Are Danilo Pereira și Renato Sanchez pe poziția aia, am înțeles. Bă, da, interesant. Danilo Pereira poate să joace și funda central, sunt opțiuni. Ai văzut ce altfel are Mbappé? Păi de ce? Dar în CSE mai încolo? Nu știu dacă jucăm CSE. Nu știu dacă jucăm CSE. A jucat ceva, dar nu știu ce exact. Nu știu ce să joc, sincer. Așa, mai avem pe Arthur, care a stat așa frumos pe spate Arthur acolo la Juventus. Nu-și găsea echipă, bal voia cineva, banul voia cineva și a picat direct la Liverpool. Ce mai dorești? Ce nu-ți mai dorești? S-a mai accidentat pe la Liverpool, bă, le trebuia în mijloc acesta? Hai să-l lăsă Arthur. A picat Arthur direct în Premier League la Liverpool. Să fi greu? Eu fi greu oare? Și Gana nu se mai simțea bine acolo? Bă, e posibil. O să vedem la... Siguranță o să aducă un plus la Everton. Un plus la Everton, Gana. Arthur și-a frumos banii, că de jucat ceea ce n-am în pași. Ce să zic? Uite, vrei să zic că o să-i priască Liverpool-ul? Eu zic că o să-i priască și o să se simtă bine Arthur la Liverpool? Eu așa zic, o să vezi, o să joace bine Arthur. Mi se pare cel mai transfer din vara asta, Jesus s-a regăsit. Într-adevăr, un transfer foarte bun. Jesus și se vede la ce cifre are pe început de sezon. Chiar era un jucător care îi lipsea lui Arsenal, pentru că a jucat cu Lacazette acolo anul trecut. Nici nu mai știu ce jucător a mai avut azi, dar Jesus clar e la alt nivel. Alonso, care s-a făcut la schimb cu Aubameyang, cei de la Chelsea l-au dat pe Alonso plus o sumă de bani pentru Oba. Hector Bellerin, care a semnat și el cu Barcelona, l-a luat pe Bellerin și l-a dat pe Dest la Milan. Destul de interesant. Ce e drept, nu era corect față de Dest la City, nu avea cum să joace? Da, clar, s-a dus să joace. Plus că l-a luat și pe Alvarez cei de la City și mai trebuie câte un schimb de asta de generație și de jucători, de fapt nu de generație, că nu e cazul. Că la sezon se mai schimbă liniile. Dar vine cel mai slabat atacant din Premier League? Nu e chiar așa. Eu ne-am ținut, te pup. Voi, stai să facem și 130 de like-uri. Vă rog, zice că s-a făcut o butonul și de like dacă nu ați făcut deja. Ală, nu e mare transfer, pentru că l-a luat în postura de mare goalkeeper? Păi și cum nu e mare transfer, Alexandru? Nu îți țeapă ca Felix să fie? Bă, țeapă, nici nu știu ce să zic, țeapă și nu prea, că nici Felix nu e... Bine, nu a explodat, dar nici nu se face de rău, știi? Nici nu se face de rău. Dar bine, e bun și are potențial, poți să ne vorbești cu recent? Am venit și cu familia la masă în oraș, ne auzim? Te pupă, Lina. Stai o duminică frumoasă, frate, alături de familia ta. Te pup, mersi mult că ai intrat pe live. Adică n-a fost țeapă, cum ai făcut paralela asta cu Felix, n-a fost țeapă, n-a explodat într-adevăr, dar e și foarte tânăr, are timp să explodeze Felix și Nunez ăsta are potențial. Eu zic că are potențial, nu o să fie, da, vedem. Vedem, un trăim și o vedea.
Păi 100 de milioane de euro pentru jucător care îți dă 20 de goluri în 2-3 sezoane la Atletico? Ca puțin, da. Trebuie să te gândești că el a jucat la Benfica. La Benfica, parcă de la Benfica a venit Felix, nu? De la Benfica a venit și João Félix. E diferență foarte mare între campionatul Portugaliei și campionatul Spaniei sau campionatul Angliei. Și e nevoie de un pic de acomodare. Bine, Felix acum am avut zona de acomodare, da? Eu zic că are potențialul să explodeze la un moment dat. E transfer bun și oricum toți se așteptau la Haaland, că o să marcheze multe la Jesus, nu mulți se așteptau? Păi da, într-adevăr. Bă, nu pot să zic că nu mulți se așteptau la Jesus. Adică era de așteptat să explodeze puțin Jesus în cap. Că tot a fost în umbra lui Aguero, tot a fost în umbra la 9 fals, acum a fost în umbra lui Haaland și acum când a scupat și nouăle principale, atacantul principal al celor de Arsenal, bă, dar joacă, mă, driblează, face tot ce vreți voi. Îmi pot pune, pot vedea rezumatul sau l-ai avut cea lui Dante, bă, nu prea ai unde să-l vezi, că l-au pus pe privat. Haaland cu De Bruyne, e legal două ăsta, e tânăr, are potențial, dar chiar acum nu știu ce să zic, vedem, bă, de asta e frumos. De asta e frumos fotbalul, pentru că avem un fiecare săptămână prilejul să vedem de la meci la meci. Sunt meciuri peste meciuri, mai ales în campionatele puternice, sunt șanse să, de la etapă la etapă, să vedem meciuri, să vedem cum evoluează jucătorii. Bun, deci avem acesta ar fi ultimele transferuri și mai avem parcă și fundaș central, dacă nu mă înșel. Da, avem și fundaș central, top rated picks, Van Dijk 81 pace, Marquinhos 79, cât a avut Marquinhos sezonul trecut? Pentru că mi se pare destul de puțin 79. 81 a avut sezonul trecut, acum se zvonește că ar avea 79. Rudiger, clar, o să fie un tank. Cred că Rudiger o să fie cum a fost Varane anul trecut. Cred că cam asta ar fi comparația. Salut, Vlăduțule, salut. Mâine mă duc la școala de corecție, te-am pup, frate. Problema mare la City e că nu prea au dublură pentru Rodri, păi l-au luat pe Philips. Nu joacă acolo Philips, e un pic mai sus. E susceptibil de ataca mobil care schimbă mereu poziția mea, că adevărat, caută spațiile, atacă foarte bine spațiile, foarte tehnic, finalizează foarte bine, chiar, bă, foarte bun, n-ai ce să zic. Îl vedem diseară contra lui United și contra lui Martinez. Așa, Rudiger, Koulibaly, care are și el un boost de pace, 82 pace și o să fie un fundaș central jucabil, Alaba, meh, așa, Skriniar, meh, și el, așa, unde arată top meta, uite, așa o să fie meta, și clar o să fie meta, Tomori, 86 pace, 86-81, Varane, care a fost meta și anul trecut, Militao, 86 pace, Militao și cu Tomori o să rupă, Koundé, care arată și el foarte bine, și Kimpembe, care e legea. Kimpembe, care e legea, a fost legea și la 20, e legea peste tot. Honorable mention, De Ligt 75 pace, n-ai ce să faci cu el, Hernandez poate pe început de joc, la fel, ăștia poate pe început de joc. Salut, te stai pentru cei de pe Instagram, sau pentru cei de pe live, pe cei de pe Instagram, poate. Concursul s-a făcut pe Instagram și o să-i stai de câștigător, o să-l dăm mesaj pe Instagram și așa mai departe. Și câștigătorul o să aibă timp 24 de ore să-mi răspund. E Philips Sidien, dar e locul Rodri? Păi da, dar Petrișor zicea de o rezervă. Și rezervă, eu zic că Philips ăla e pentru Rodri. Nemții, eu te las, mă duc la meciul lui Bobby, te pup, duminică frumoasă, frate. Kimpembe va fi coșmarul manetei mele anul ăsta, da. Zice asta pentru poziția de fundaș central și cred că cam atât a făcut cei de la Pucerif. A făcut fundaș central, fundaș stânga, fundaș deasă. Cel mai probabil o să acopere toate pozițiile. Ia, Moschitz, Messi, Samuel, Transfers, Anthony, 95, mamă, cum arată cardurile astea, once to watch. Anthony 95 de bețe, Fofana 80 de bețe. Bă, dar și Fofana ăsta cred că o să fie cred că o să aibă un carbon, nu? De Ligt de la 67 pe ăsta au dus la 75. Păi, i-au făcut și lui un update. Tchouameni, jucător bun, Nunez, Casemiro, care nu cred că o să fie jucabil, Isaac și el un pic cam rigid. De Ligt, așa, cu Curelea. Nu știu dacă o să fie jucabil, Haaland nu cred, Richarlison pe început de joc și Rafinha o să fie un carbon. Rafinha o să fie un fel de Dembele, cred. S-a dat prea mulți bani pe Antonie? Bă, e miraj, ăsta am vorbit live-ul trecut, nu știu dacă ați fost live-ul trecut. Ne-am uitat cum am făcut paralelă cu Leicester acum pe live-ul ăsta. Live-ul trecut am făcut paralelă cu aia. Cu foarte mulți jucători de Young, care s-au transferat pe foarte mulți bani și n-au făcut nimic. La fel e și Antonie acum, care o să vedem dacă o să confirme sau nu. Avem de Young, avem Van de Beek, avem... cum e? Avem De Ligt, care n-are o gură atunci la Juventus. Exemplele pot să continue, ne-am uitat pe live-ul trecut pe toți jucători. Dar nu se știe niciodată ce se poate întâmpla.
Deci, avem ratinguri noi pentru FIFA 2023, precomanda s-a dat, mai avem 23 zile până să înceapă jocul, deci mai avem puțin de așteptat, dar cu siguranță în astea 23 zile o să mai apară niște link-uri și o să mai putem să ne bucurăm de unele informații. Pune mețimigele lui Mbappé pe tavă? Păi, era că nu, bă, cu calitățile lui Messi, îmi pare rău că n-a jucat Neymar ieri, dar l-a băgat pe Neymar? L-au băgat pe Neymar ieri? Mamă, bă, ce se întâmplă? Stați și acum, ce pot alerta. L-au băgat pe Neymar ieri? Ia, Mbappé. L-a băgat pe Neymar în locul lui Mbappé. L-a băgat în locul lui Mbappé, da, că n-am avut timp. Nu m-am uitat la meciul ăsta, că m-am uitat la Craiova, la Rapid. M-am uitat și eu un pic la Rapid. Messi, bă, sunt top. Triunghiul au nevoie de un an de acomodare și anul ăsta sunt forță. Cei trei fundași centrali a venit Gatie cu sistemul ăsta, Kimpembe, Ramos și Marquinhos, chiar au echipă bună. Hakimi pe partea dreaptă, Mendes pe partea stângă, la mijloc acolo au Renato Sanchez, au Verratti, au foarte multe variante. Vitinha? Adică sunt variante. Nu te-a luat omul la Rapid cu voluntari? Bă, zice că a fost un meci bun, cu ocazie așa. Bine, mă uitam în paralel la meciul meu, că m-am uitat pe YouTube, că s-a transmis meciul meu ieri și m-am uitat un pic așa să văd cum a fost, că din teren nu-l vezi la fel cum poți să-l vezi după pe video. Și m-am uitat un pic la meciul meu și era în paralel. Nemții trebuie să mă duc în oraș, când pot să știu cine câștigă, păi o să primești mesaj, dacă câștigi, live-ul oricum o să fie salvat și o să vezi extragerea și o să fie, cum îi zice, o să primești mesaj pe Instagram dacă câștigi. Poți, 200 de like-uri. Extragem câștigătorul, 28 de oameni, 29 de oameni și 125 de like-uri, de like-uri, hai să facem 130, încă 5 like-uri să facem 130, să ne apropiem de suma la care o să extragem câștigătorul. Câștigătorul o să le extragem pe, stați așa să văd, pe Instagram, comment, Victor, ia să văd dacă reușesc, comment, Victor e la clasic, da, dar să văd dacă merge... Din premium, fără premium. A, da, e perfect, să merge. O să extragem câștigătorul cu aplicația asta. Instagram Comment Picker ăsta, select Instagram prost. O să fie giveaway-ul ăsta în semn de mulțumire pentru 8000 de abonați. Dăm get comments, vedem exact ce și cum și prin programul ăsta. Ai jucat bine, dă și tu muzica mai încet? E prea tare muzica? Îmi cere 1000 de euro. 8.031 de abonați, 8.032 de abonați, bine, dacă facem așa un abonat pe oră, e perfect, unul e mai mare ca 0, băi, unul e mai mare ca 0, asta e tot ce contează. Final Liverpool a rotat steagul, Stelei București, la meciul cu Everton și pe CSB este o echipă care ce orice, bă, am văzut și eu niște discuții, dar nu știu exact ce s-a întâmplat și cum, am plecat golul, Tâlar la United sau titlul cu Ceahlău? Ce ai alege din astea? Nu cred că poți să alegi altceva decât una dintre astea două opțiuni. Adică, de aici, nu poți să compari Liga 1 cu Premier League niciodată. Nu poți să compari Premier League cu... Bine, asta nu știu ce înseamnă, titular meci de meci la United sau titularul meci? Sau titularul 2 minute la United. Și după un minutul 2 să mă spate cum îi scotea Gigi pe aia direct. Ia, unde? Bă, dar eu n-am și eu live-ul meu, bă. Bă, să-mi fie rușine, mă, că n-am și eu live-ul meu. Meci de meci? Păi îți dai seama că titular meci de meci ar fi cea mai bună variantă. O, neața Alex, neața, te pup, bine ai venit, Alex. Mamă, 30 de oameni pe live și 128 de like-uri. O dăm altfel participare cu Ceahlău, nu cele să transfer la United? Bă, nu știu ce să zic, bă, îmi puneți niște întrebări. E greu de ales, îți dai seama. Nu se compară să joci în Premier League cu să joci în România, cupele europene. Nu se compară niciodată, niciuna. N-ai cum să alegi să joci în Liga 1 decât în detrimentul să joci la United sau în Premier League, n-ai cum. În 1986, Everton trebuie să fie pe traseu din Champions League anul ăla în locul Steaua și fanii Everton s-au comportat execrabil și a fost... A plecat circul. Dar era clar răspunsul, păi asta zic, nu prea ai cum să alegi altceva. Chiar nu prea ai cum să alegi altceva. Boys, Neții, te pup, mă duc să mă tun, salut, te pup, Cosmine, te pup, te mai așteptăm pe la noi.
Vă invit să vă înscrieți la giveaway. În câteva minute o să extragem, o să extragem câștigătorul. O să vă dau un chat. O să vă dau un chat linkul. Este giveaway un semn de mulțumire pentru 8000 de abonați. Un tricou original pe oficiale Napoli la băieții mei de la Piki, pe piki.ro găsiți doar tricou original. Scrieți frumos piki.ro și găsiți doar tricouri originale, Liga 1, Liga 2, ce vă dorește sufletul vostru. Ce vă dorește sufletul vostru? Liga 1, aveți tricoul ăsta cu FCSB. Tricoul ăsta cu FCSB, că sunteți pierți pe FCSB, vă simt că sunteți pierți pe FCSB. Tricoul original, ia uite tata, autentic, n-are nimic pe spate, dar vă scrieți Nemții TV, nu e problemă. 3 milioane jumate, mamă, și vezi că au toate mărimile, băiți. SML, XL, XXL, nice-o. Nice-o, și vezi că nu e nici urât. Eu, dinamovist fiind, nu e urât deloc echipamentul ăsta alb. Chiar e forță, sincer. Mai avem puțin până la 100.000, adevărat. Chiar e forță, arată bine rău de tot. 3 milioane jumate și e și, ia vezi eticheta. A plecat eticheta. Deci la băieții noștri de la Piki, vă garantez eu 100% că găsiți doar tricouri originale. Doar tricouri originale găsiți la băieții mei. Adică nu umblă cu alte prostii. Și v-am arătat la început de live, ia. Un tricou care mie îmi place foarte mult, salvă. Ia vezi tot tricoul ăsta, 3BC, el, Nike, excelentă. Ia vezi cum arată tricoul ăsta, cu Legeb. Nu știu cine e Legeb ăsta și nu știu ce joacă, dar arată într-un mare fel tricoul ăsta. Arată într-un mare fel, băieți, n-am ce să vă zic, arată într-un mare fel. Deci, la băieții de la Piki, intrați pe site și cu toată încrederea puteți să cumpărați. O să se bage și Piki Mystery Box-uri de astea de care v-am mai dat eu la giveaway. Poate să mai facem niște giveaway-uri la 10.000 de abonați, cu siguranță o să se anunțe un giveaway forță de tot. O să vă dau foarte multe, foarte multe chestii. Vreau să vă dau un tricou de la Ceahlău cu un 10 pe spate, așa, și facem un camicuț semnat de mine sau semnat de tot vestiarul, de cine vă doriți voi. Și la 10.000 de abonați o să fie un giveaway puternic. Deci, dacă vă place conținutul de aici pe canal, abonați-vă. Dacă vreți un tricou de fotbal, aveți partenerii noștri de la Piki, intrați acolo frumos și vă cumpărați tot ce vreți voi. Și cu Ajax sau tricou, și Ajax sau tricou frumoase, ia să vedem dacă au tricouri cu Ajax. Sau tu zici în general, uite, nu sunt tricouri pe site. Deci echipele de la noi vând tricourile mai scump ca multe cluburi importante de afară? Păi nu știu dacă chiar mai scump, dar pe acolo. Adică în jur de 100 de euro e un jucător, un tricou original de la orice echipă care are, nu știu, Nike, Adidas, Puma, ceva de genul, cam în jur de 100 de euro e tricou cam la toate, în general, da, au echipamente mișto. Și mai era un tricou, parcă cu Dortmund, cu Dembele, dar nu știu dacă îl mai au. Ia, era un tricou cu Dembele care îmi plăcea mult, uite asta, uite și asta e forț, mamă, și e și șeptarul meu, ăsta o să-mi iau. Tricoul ăsta o să-mi iau și o să facem live-uri pe el. Mark my words. Tricoul ăsta o să-mi iau și o să facem live cu el. Ia uite-l. Dembele numărul 7. Ia uite-l, tată. Mamă, M pe mine o să fie ca turnat, bă, băieți, pe mine. O să fie turnat. Păi da, dar 100 de euro în România nu e la fel ca 100 de euro în Anglia, de exemplu. Adevărat, ai și tu dreptate. Dar astea sunt prețurile, ce vrei. Astea sunt prețurile. Asta, mamă, ăsta e unul dintre tricourile mele favorite, e forță rău de tot, e calitate foarte bună, chiar arată bine rău de tot tricoul ăsta. Chiar arată bine. Caută FCSB să văd și altele? Păi nu știu dacă mai au de la FCSB altele. FCSB doar ăsta l-au, ia steaua. Doar ăsta l-au de la FCSB. Și așa că, ca aspect semen cu Dembele, păi da, mă, frate, da, ca stil de joc. Îl am pe Cătă Ștefănescu, care îmi ce mereu cât sunt, că mă apropii de... El mă vede Dembele, frate. Dinamo? Păi cu Dinamo nu cred că au. N-au cu Dinamo. Condiție foarte... Ah, uite că mai apar produse similare, mamă, cu United. Mamă, ia vezi-l pe ăsta. Adidas-uri. Ăsta e bun să le iei prin oraș. Ah, dar e un bac așa, e un pic mai... cu Interul, sper doar că nu ai injury prone, bă, mulțumesc lui Dumnezeu, nu. Inter. Cu Inter au doar carduri, dacă vrei. Uite, are card cu Perisic și l-are pe ăsta să mergi prin oraș pe el. Și cu Leva de la Dortmund are... Este tricou cu Leva? Hummel Dembele? Nu este, mă, cu Leva, unde ați văzut voi? Au cu Asensio? Real Madrid.
Bă, Real Madrid ăsta vechi n-are cum să fie cu Asensio, ăsta nou m-aș mira să fie chiar cu Asensio, nu, e fără nume, dar vezi că e frumos rău de tot tricoul ăsta. Mamă, și Totem, bă, da, toate tricourile cu Avântul Bârțanau, hai că cu Bayern, vezi că sunt, e mișto și emul ăsta, sincer e mișto. Chiar arată bine. Sunt modele frumoase, mă, chiar sunt modele frumoase și v-am zis, cel mai important lucru, mamă, ia vezi la Bayern München câte tricouri au. Mamă, tricou cu Shaqiri. Mamă, uite câte modele au la Bayern, Götze, Hernandez, Ribéry, Coman, Boateng, Schweinsteiger. Mamă, câte modele au de la Bayern München, mâncați. Frumos rău de tot. Frumos rău de tot la Bayern. Avântul Bârțana, echipament. Nu știu cum arată. Deci nu există. Ăsta albastru, antrenorul echipei Avântul Bârțana, mă. Echipament mișto, Avântul Bârțana. Third de la Ajax e bombă. Ăsta de sezonul ăsta, parcă l-am văzut pe Instagram. Parcă l-am văzut pe undeva. Da, arată frumos. Arată frumos, n-ai ce să zici. De asta zici, nu? Ăsta e? Merita și aia în robă în un hero anul ăsta? Păi poate o să primească. Poate o să primească, cine știe. Poate îl face early, nu early, de la late card. Au cu Giannis? Nu cred că au cu Giannis. Barcelona. Sunt și tricouri cu Barça. Barça, Benfica ar trebui să aibă și cu Benfica. Cu Benfica nu au. Giannis Hagi. Nu știu dacă au. Ia. Nu știu dacă au. A, ba da, uite au cu Giannis. Au cu Giannis, doar că e de copii. E de copii ăsta cu Giannis. E de copii, gen. Aveți că n-arată rău. Văzuse parcă ceva cu Hagi pe site? A, uite, au cu Hagi, dar e de boys. E de copii, gen, nu e de... Uite să vezi dacă are cu Asensio. Cu Hagi, dacă vreți să vă mai luați, sunt ramele astea. Am și eu ramă, ia. Asta e cu Hagi? A, asta e cu Hagi. Ia uite. Ia vezi rama asta, dar la 1 milion. Eu am cu Dorinel Munteanu ramă, ia uite. Eu am rama asta cu Dorinel, mi se par porțărul de tot ramele astea. Adică dacă vreți să vă luați, mi se pare un cadou așa mișto. Dacă vreți să o luați cuiva sau ceva, mi se pare că arată super mișto. Mi se pare că arată super mișto rama asta, sincer și... Bine, asta la 1 milion cred că e mai mare. 30 pe 40, nu știu exact ce dimensiune asta. Dar bănuiesc că e mai mare. Ia. Hagi. Cred că 13 pe 18. Cred că e 13 pe 18 asta, mă gândesc. Da, că asta e mai micuță. Asta pe care am eu e la 50 de lei. Adică arată, eu zic că îți faci treaba și poți să faci un cadou mișto. Poți să faci un cadou mișto cu rama asta, chiar mi se pare casă. Asta apare acolo pic, îți trimite și un sticker. E mișto rău de tot. Am eu acasă tricoul lui Giannis, semnat de când jucă la viitorul. Mamă. Dar câte tricouri ai în colecție, Alex? Câte tricouri ai în colecție? Adică mi se pare mișto asta. Ce fac echipele românești în Europa au șanse? Bă, am zis mai înainte că e destul de greu pentru CSB la ce grup au. Dar CFR Clujul nu e imposibil. Nu e imposibil pentru că știm foarte bine pragmatismul lui Dan Petrescu. Și au și un loc foarte bun, capabil să facă față pe două fronturi. Și plus că au și experiență europeană din ultimele sezoane și mereu au avut rezultate foarte bune. Bun, deci dacă vreți să intrați, dacă vreți să vă luați ceva, un tricou, un mystery box, vreți să faceți un cadou băieții noștri de la Pichia și dacă intrăm și la despre noi, dacă intrăm la despre noi aici și dăm aici în jos, ia vezi că l-avem, mamă, nu apare, ia, unde-i mă, Nepții TV, uite, ia vezi pe mârlămâie aici, păți echipă ta în realitate, Nepții de România, cu România au, hai că ne uităm acum, deci apărem aici la parteneri, România. Cu România au stickere din astea, uite, cu Ovidiu Hoban, Cristian Ronaldo, mamă, ai cartonaș România 2020? Și de ce scrie? De ce scrie Cristian Ronaldo? A jucat Cristiano sau cum? Sunt și câteva tricouri, ăsta e pentru copii, ăsta e pentru seniori, ăsta Joma, carduri, rame cu toți jucătorii, cu Tătărușanu, cu Mutu, cu Pop. Mamă, trebuie să-mi iau și eu o ramă din asta neapărat. Mamă, trebuie să vorbesc cu băieții. Să-mi dea și mie o ramă de asta cu Mutu. Că uite, am aici tricou cu Mutu.
A venit și băiatul. Ia vezi, îl tată. Avea și tricoul ăsta cu tot cu semnătură. Mamă, lipsește rama asta. Bă, dar cum, de ce nu mi-am luat și eu rama asta? Nu pot să cred. Nu pot să cred că doar pe mine și există tricoul ăsta. Și există rama asta și eu nu am. Am ramă cu Dorinel Munteanu și n-am cu ăsta. Chiar nu le-am numărat, dar am câteva bune. Plus că am multe date originale de la echipe personalizate cu numele fetiței mele. Gen cum a fost ăla cu AC Milan. Mamă, frumos. Frumos ăla de tot. Ce părere ai de băieții de la Hermășteada? Au rupt sezonul ăsta până acum? Bă, frate, se vede că Moldărușanu e un antrenor foarte, foarte bun. Adică din noua generație avem antrenori foarte, foarte buni care vin din urmă. Moldărușanu, Proitorul, Prepeliță, care e omul lui Alex Vintilă și la care avem pușul de tricou. Tricou semnat cu autograf, tot ce vreți voi. Adică avem antrenori care vin din spate care sunt forță și se vede. Și Moldărășanu chiar a făcut un grup foarte mișto împreună cu Dani Coman. Dani Coman a plecat din păcate de la Hermoșta, dar am înțeles că s-au achitat salariile acolo și nu știu, o să vedem cum o să decurgă în continuare. Dacă reușește să ține nivelul ăsta, dar probabil o să aibă o cădere la un moment dat sau nu o să poată să țină tot sezonul cu siguranță. Au rupt destul băieții ăștia de la Hermoșta? Lumeau cu Argeșu? Păi da, asta zic. Vedem ce derby. Cu Dinio au? Ia să vedem. Ar trebui să fie ceva. Parcă este ceva la Milan, dacă nu mă înșel. Nu este, mă. N-au cu Ronaldinho. Dar Dani Coman a stricat fiecare echipă la care a fost? Cum adică a stricat Dani Coman? Înseamnă că nu știi fotbal. God is here, dacă zici că Dani Coman a stricat fiecare echipă la care a fost. Înseamnă că ești un pic rupt de fotbal. La ce echipă a fost Dani Coman și a stricat-o? Vinicius sau Benzema au? Vedem acum. Vinicius. Bă, nu prea sunt tricouri de astea personalizate. Uite, la Benzema poți să-ți iei un din ăsta. Dar dacă te duci la cauți Real Madrid, găsești. Adică, uite, găsești un tricou cu Real Madrid și poți să-ți-l personalizezi tu dacă e. Păi, frate, asta, Hermoștea? Păi da, dar la asta și la Hermoștea, dacă te uiți, au făcut echipe foarte, foarte bune. A făcut echipe foarte, foarte bune. N-are nicio legătură. Că nu aduce el banii. A avut ghinion din cauza că nu a fost serioși, nu a fost primăria serioasă, la Astra a fost probleme cu Nicolae și așa mai departe. N-are nicio vină Dani Coman ca și președinte, care a făcut niște loturi și niște echipe senzaționale, cu faptul că n-a mai avut finanțare. Adică ăsta n-are nicio legătură. Otu Drăgoiești, 7-0 cu Viitorul Voicești? Hai că cunosc vreo echipă, Ovi. Hai că cunosc vreo doi aia. Tricou cu Spania au? Parcă da. Spania, da, sunt tricouri cu Spania. Tricou din 2018, World Cup, tricou home 2012, ăsta e pentru boys. Home din 2008, au și un short frumos. Sunt. Barcelona sau Real Madrid vreau să-mi iau curând oricum forță băieții la Piqué? Bă, v-am zis, lucru pe care pot să vă-l garantez e că sunt doar tricouri originale și au apărut multe firme. Adică cei de la Piqué cu siguranță sunt prima firmă din România care au creat conceptul ăsta și au apărut acum foarte, foarte multe firme care au și succes. Vezi că au și succes, la care tricourile, din păcate, nu prea sunt originale. Sau nu prea sunt toate exact cum trebuie, da? Pe site-ul ăsta vă garantez eu că toate tricourile sunt originale 100%. Haideți cu 200 de like-uri? Hai cu 200 de like-uri. Hai cu 150 de like-uri. Până la 200 mai avem mult. Dani Coman ajunge la CFR? Mi-e greu să cred că va ajunge Dani Coman la CFR pentru că este Balaj acolo, care face o treabă bună. Hai cu like-urile mărlămurilor, leniși să dea like, adevărat. Hai cu 140 de like-uri, băieți. Pas cu pas ne apropiem de 200. Ronaldo de la Real 2018. Ronaldo de la Real 2018, ăla care te referi la tricou sau la ce? Mă duc să mănânc, poate să fac 200 de like-uri? Bă, nu știu dacă o să facem chiar 200 de like-uri, dar măcar să ne apropiem. Hai că suntem 36 de oameni pe like, cu siguranță. Dacă ar apăsa toată lumea, am face 140 de like-uri instant. Instant am face 140 de like-uri. Dani Coman vine la ceafă în Liga a doua? Vedem. A, la tricou la 8. Nu cred că e. Sau e? Nu cred că e, nu. Nu, de la Real Madrid, ăsta e 2016 XXL Boys. Sau ăsta? Dar nu e ăsta ăla, nu? Nu e, știu ce zici, dar nu e ăsta. Ăla albastru, nu știu dacă e ăsta. Nu cred că e ăsta. Am dat și share, brother, te pup, Bobby, te pup, mulțumesc din suflet. Cu Messi au? Bă, ar trebui să fie cu Messi ceva. Măcar un tricou? Mamă, nu e cu Messi. N-avem cu Messi, băieți. Dar cu Ronaldo? Cu Ronaldo doar sticker. Da, eu mi-e mai prost. La Barça e chitul la Portocaliu de prin 2012. Barcelona. Uite, este, da, 2012-2013. 2 milioane și 10 roni. Și chiar arată bine, adevărat și chitul ăsta. Arată bine și chitul ăsta, de ce să vă mint?
Caută Ceahlăul? Păi la Ceahlăul doar dacă le dau eu tricou. Și dacă le dau eu tricou de la Ceahlăul, o să le pună la Picky Collection. O să pună la Picky Collection tricou cu Ceahlăul. Ca și eu o colecție, o să vor să facă, o să facă un muzeu la un moment dat. Au colecția lor și probabil dacă le-aș da, uite, au de la Kim, de la Wilder, de la Turda, Boboc, Iacob și așa mai departe. Au colecția lor și o să facă un muzeu. Să facă un muzeu cu colecția asta. Și dacă le dau tricoul meu, să plece direct la colecție, nu îl dă vouă să-l cumpărați, mărlămăilor. Vreți să-mi cumpărați? Ia uite, Ucraina. Frumoase. Cu Nazario, nu cred că este. Ar trebui să fie cu Brazilia, poate are cu Brazilia din vreme, din vremurile alea, dar... Brazil? Ce-am scris cu Brazil? Brazil. Thiago Silva, uite, avem de la World Cup din 2010, emul ăsta, care n-arată rău deloc. Care n-arată rău deloc ăsta, sincer vă spun. Hai să facem 200 de la câștigătorul. Ți-ai extras? Nu s-a extras încă, în curând. În curând o să extragem și câștigătorul giveaway-ului. Vezi că arată bine rău de tot tricoul ăsta. Zi repede fără să te gândești prea mult cine ia Cupa Mondială? Păi uite frate, că suntem pe echipamentul lor. Suntem pe echipamentul lor. Nasido para jugar futbol. Conform relației cu Milan, când ai primit tricoul, a luat campionatul. Se zice să o primim și nu cu Barcelona să ia campionatul. Păi o să pare Real Madrid, Alex. O să pare Real Madrid. Cum facem? Cum facem? Cu un ochi mă bucur și cu altul plâng? Sau cum facem? Finalul ăsta fie Portugal-Argentina? Nu, Portugalul win the World Cup. Ia să vedem cu Portugalia avem. Portugal. Vezi că avem și cu Portugal de când juca Deco. Deci când văd ăsta, mi se pare că îl văd pe Deco. La ce jucător vă gândiți când vedeți tricoul ăsta? Păi ziceți și, mamă, 5 beți ăsta direct. Să știi cine merită, cine merită? Deci o să ajung la 100%, din păcate e ultimul an în care se joacă pe Bomb Camp nou, dai giveaway? Am înțeles. Păi te duci anul ăsta la meci și eu mă duc. Vreau să merg în decembrie, dar am văzut. Vreau să merg și eu în decembrie în Barcelona, dar am văzut că nu sunt meciuri programate în decembrie. Păi eu doar în decembrie pot, că atunci am vacanță, până atunci nu prea am cum să merg. Că dacă am meci sâmbătă, duminică liber și luni antrenament, adică nu pot să mă duc nici măcar un weekend, știi? Pepe tânăr, Figo? Bă, Figo, mă, frate. A, e cu Mondialul, de asta nu sunt meciuri, adevărat. Adevărat, m-am uitat pe Flash pentru că vreau să văd dacă joacă cu cineva acasă. Adevărat, e Mondialul de asta. O, m-am gândit. Din cauza ta, da, ai dreptate, da. Ai dreptate, din cauza Mondialului. Da, deci Figo, clar mă gândesc la Figo. Clar mă gândesc la Figo când văd ăsta. La Rui Costa, adevărat, și Rui Costa. Ai dreptate, gad. Ai dreptate, și Rui Costa, da. Și Rui Costa îmi vine în minte. Bun, boys, 136 de like-uri. Vă dau mare bait. La 150 de like-uri extragem câștigătorul. La 150 de like-uri, pentru că nu facem 200 și nu vreau să fiu mârlămoi. La 150 de like-uri extragem câștigătorul giveaway-ului. Mai avem încă 14 like-uri. Și eu zic că o să se facă cu siguranță. Ronaldo tânăr la Figo? Bă, Figo. Careșma? Păi nu știu dacă a prins Careșma tricoul ăsta. A prins Careșma tricoul ăsta? Ia. Careșma, Portugal. Ia. Nu, mă, ăsta e mai vechi, mă, frate. Nu știu dacă l-a prins. Ia, vedeți vreo poză cu Careșma în tricoul ăsta? Ăsta poate, cu asta, dar e asta dreaptă pe piept, gen. Na, mă, e mai vechi de Careșma tricoul ăsta. Să vă uitați la Netflix la documentarul cu transferul lui Figo de la Real la Barça, nu au adăugat, e bombă, o să mă uit și eu, Alex. O să mă uit și eu. Caută Victorul Horea Liga 4, atunci ce sigur au tricou? Sigur au tricou, Alex. Sigur au tricou. Hello, oh, salut Nicușare, salut, te pup. Te pup, frate, te pup. Oare este echipamentul lui Tite la roșu cu negru de prin 2013? Ne uităm acum. N-au cu Tite, uite, au doar cu Leicester, sau? La Manchester doar United, brother. La Manchester doar United, frate. Nu există City. Careșma le-a prins pe toate, bă. Ce jucător ar fi fost Careșma ăsta dacă ar fi avut plusul de... Nici nu vreau să-mi închipui ce jucător. Oare putem să ne uităm pe YouTube? Oare putem să ne uităm pe YouTube la Careșma? Dar mie că nu dau ăștia copyright. Careșma aia.
Fareș, mă, dar îmi dau ăștia copyright direct că 76, n-am la ce să mă, că sunt numai videouri de-astea. Și mă aruncă ăștia, mă aruncă ăștia. El până Ani Bombă mi s-a părut mult mai bun. Mi s-a părut mult mai bun Pareșma. Mult mai talentat, mai skill, așa, știi? Mai skill. Menții penalti pentru Vastoi, păi cine joacă, mă, frate? Juniorii de la noi cu Vastoiu? Mi se pare, ești nebun, Pareșma a pus deu. Pareșma chiar a pus deu, nu pot să zic. Cu destul de exterior, mai ceva cu Pareșma, hai că mai ceva, Pareșma era tăticul lor pe exterioare. Pareșma era tăticul lor direct pe exterioare, băieți, nu mai ziceți. Poți vedea măcar golul ce l-a dat cu Uruguay la mondialul trecut? Păi nu știu dacă pot, e posibil să-mi dea copyright, știi? E posibil să-mi dea copyright. Dacă mă uit la video-uri, că e destul de delicată treaba asta cu video-urile. 138 de like-uri, încă 12 like-uri și extragem câștigătorul, băieți. Deci mai aveți ultima șansă să vă scrieți la giveaway. În câteva minute, în maxim 5 minute, o să extragem câștigătorul. Când facem suma de... A apărat-o, forți. Când facem suma de 150 de like-uri, direct care și m-a venit la ceahlău la golul 2, direct, da. Când facem 150 de like-uri, extragem câștigătorul la acest giveaway. Trebuie să dați un follow pe internet la Nemții TV, la Fiki Football Shop, subscribe pe YouTube la Nemții TV și tag la 3 prieteni. O să trebuiască să-mi arătați toate dovezile la chestiile astea. Dacă scrieți și pe chat, e mai bine. Ai cu 150 de like-uri câștigătorul, trebuie să fie pe live? Nu trebuie să fie pe live, Dani. Nu trebuie să fii pe live neapărat, pentru că o să primești mesaj pe Instagram. Cu toate că mi-ar plăcea mai mult să câștige cineva care e pe live și să fie un abonat fidel de al nostru. Încă 10? Hai cu 150, mamă, 141 de like-uri, vă pup, băiți. Vă pup, la 150 de like-uri dăm drumul la treabă, mai aveți câteva minute să vă înscrieți. Ia stați și să punem și un Insta Story. Mamă, îți scrie. Tot ce să-mi pun și eu. Bă, dar nu știu pe ce Instagram. Sunt pe Instagram, bun. Nu-mi place. Nu-i combinația așa mai bine cei care sunt pe live? Păi da, dar giveaway-ul s-a făcut pe Instagram, frate, și e normal. E normal să aibă toată lumea. Ia. Extragem câștigătorul. Acum. Nu-i combinația așa? Câștigătorul a fost făcut pe Instagram și e normal să primească băieții mesaj pe Instagram. O să facem, știți foarte bune că am făcut multe giveaway-uri doar pentru cei din chat. Încă 3, mai ne-o să fie scump, oare la început de joc? Cu siguranță o să fie scump. Câți jucători minim să fie în loc pentru un meci? Că ai de la Brăila au fost 14 ani, gen 11 jucători și 3 rezerve? Cred că ceva de genul, nu știu exact regulile. Dinu, Cosmin, s-a abonat, te pup, Cosmine. Dinule, ai câteva minute să te scrii la giveaway. Ai câteva minute să te scrii la giveaway, dacă te-ai abonat acum, intri pe Instagram. Urmezi pașii, trebuie să dai un follow la Nemții TV pe Instagram și la Fiki Football Shop, subscribe Nemții TV pe YouTube și tag la 3 prieteni. Și extragem câștigătorul giveaway-ului. 150 de like-uri? Business. Dar așa să dau un share pe Discord la băieți, la membri și la tot ce mai e pe acolo. Poate au participat și să intri și ei pe live și extragem în câteva momente, pentru că am făcut 150 de like-uri, extragem imediat. Everyone, extragem câștigător giveaway acum. Stai să iau și unul ăsta de la... Așa, să dai și pe Discord, ca să fie băieții prezenți. Și apoi să mai ies din asta. Ia uite. O plictisesc cu Alexandru, s-a înscris, o plictisesc cu Alexandru, ia. Vedem pe cine de desktop, să vedem, ia. Ia, o plictisesc cu Alexandru, a dat și follow și s-a și înscris. Ioan, Sorin, toți băieți, Irăzvan, Alex, Mihai, vezi că ți-am înscris câțiva băieți. Giveaway, da, SGK-ole, păi aici că ți-ai luat membru, mă, SGK-ole, pe... Aici că ți-ai luat membru pe Discord, ne-ai dat țeacă sau... Sau mi se pare mie.
E da țeacă sau mi se pare mie? Bun, boys, 153 de like-uri. V-am promis că extragem la 150, trebuia la 200, da. Pentru că sunt de treabă, extragem la 150. Vreau să-mi scrieți în chat dacă s-a înscris toată lumea. V-ați înscris toți? V-ați înscris toți sau nu prea? Vreau să vorbim și să stabilim exact înainte să extragem faptul că trebuie să bifați toate cele trei task-uri. Follow Nemții TV, follow Fiki Football Shop, subscribe Nemții TV pe YouTube neapărat și tag la trei prieteni. Toate chestiile astea trebuie bifate înainte să vă extrag. Deci dacă vă extrag și după o să dați follow la Fiki sau la Nemții TV pe Instagram, o să extragem pe altcineva. Pentru noroc, share pe ăsta, ăsta e opțional, deci nu e nimic obligatoriu. Comentarii multiple, ăsta mi se pare un tag, am văzut foarte mulți oameni care au dat mai multe taguri. Dar am pus ăsta de la începutul giveaway-ului. Comentarii multiple sunt permise, însă fiecare participant va avea o singură șansă de câștig. Pentru că foarte mulți dintre voi reclamați că a câștigat Pavel, ia uite-l, Pavel Biredi. Pavel Biredi direct a comentat. Știți foarte bine că Bâncă Pavel este omul giveaway de la noi de pe canal. Și cel mai probabil câștiga, de fapt nu cel mai probabil, avea foarte multe șanse de câștig pentru că echita foarte mulți prieteni. Și am zis că mi se pare cel mai echitabil și cel mai ok pentru toată lumea ca fiecare participant să aibă o singură șansă de câștig. Adică fiecare participant are o singură șansă de câștig și cel mai norocos o să câștige. Adică comentarii multiple au fost permise, pentru că chestia asta, dacă dădeați mai multe comentarii și dacă etichetați cât mai mulți prieteni, m-a ajutat pe mine să-mi distribui giveaway-ul, dar fiecare participant va avea o singură șansă de câștig. Câștigătorul trebuie să respecte toate cele trei cerințe, în caz contrar se va extrage altă persoană și extragem câștigătorul în weekend 3-4, adică acum. 155 de like-uri, vă mulțumesc frumos pentru cele 155 de like-uri. Stați să scot ăsta cu link giveaway, frumos, ca să fie treaba. Intrăm pe programul de până acum au fost șansele să vă înscrieți. Ăsta este programul de a... Stați așa să închid asta roșie. Haideți cu extragere că sunt la serviciu. Ăsta e programul care vom extrage. Select Instagram Pro, click nou pe canal. Unde e, mă? Asta e. Giveaway, în semn de mulțumire. Stați să dăm un refresh ca să fie treaba. Dăm un X la asta. Se legăm postarea. Giveaway, în semn de mulțumire. Asta. Minimum trebuia să menționați 3 prieteni, da? Deci 3 prieteni au fost. Tag 3 prieteni, corect. Deci trebuia să menționați 3 prieteni. Peter Kamets în semn mentions trebuie. Reply la comenturi nu. Filter duplicate user. Filter duplicate user. Asta e filter duplicate user. Asta e aia, am impresia că asta e condiția ca să fie câte o șansă pentru fiecare, nu? Sau greșesc eu? Cred că asta e condiția ca să fie un singur comentariu, nu? Dacă debifezi asta, sunt șanse pentru toată lumea. Așa, dacă e filter duplicate user, s-o să aibă fiecare câte o șansă, nu? Asta e? Da, asta zic. Pentru că este asta bifată, filter duplicate user asta, o să respecte condiția asta și fiecare participant va avea câte o șansă de câștig. Adică chiar dacă ai lăsat 10 comentarii, tot o singură șansă de câștig o să ai. Adică o să-ți selectezi o singură șansă. Filter comments based on specific test, nu trebuia să scrii niciun specific. Extra entries, nu. Blacklist user, nu avem. Remove winner from list after draw, nu. Ce faci în CN? Uite că extrag câștigătorul, frate. Animation, show random names, da. Trebuie cu show random names. Get comments. Hai să vedem câte comentarii avem. Poate nu mă pune asta să-mi dau cut. Amount of unique comments, uite, avem unique comments with minimum 3 mentions. Dacă am dat la Cristiano Ronaldo, Leo Messi și Neymar Junior are ceva, da, nu ai nicio șansă să câștigi. Dacă ai dat la Cristiano Ronaldo, Leo Messi și Neymar Junior, nu poți să câștigi pentru că trebuia să fie prieteni reali. Trebuia să fie, adică îți etichetezi 3 prieteni. Trebuie să etichetezi 3 prieteni, ești prieten cu Neymar și cu Cristiano și cu... Trebuia să fie prieteni reali. Așa, bun. Deci avem 145 de menționări. Spuneți-mi acum, închidem ăsta, am văzut că așa fac youtuberii ăștia mari, de câte ori veți să extragem? Veți să extragem 3, 2, 1 și ultimul să fie câștigătorul sau să extragem unul singur? Scrieți-mi. De câte ori, de 3 ori extragem? 3, 2, 1. 3, 1.
V-am pus unul singur. V-am pus un sondaj. Vă las un minut să vă să votați de câte ori vreți. 1 de 3 ori, doar 1. Votați că mă duc să beau și ceva că nu mai pot de sete. Mi s-a uscat gura. Aveți un minut să votați. Pleacă jucatul dacă pică 3. Mamă, 3, 54% 3, 1 la 46% 1. Mai bine din prima, cel mai norocos? Păi da, mai bine din prima, dar ați votat 3. Ați votat 3, sper să câștige cineva din chat. Bă, și eu sper din suflet. Și eu m-aș bucura din suflet să câștige cineva din chat. Sincer. Vă mai las să mai votați sau gata? 27 de voturi și sunt 37 de oameni pe chat. Votați, votați, e votat toată lumea. Exercitați-vă dreptul la vot, băieți, obișnuiți-vă. Trebuie să vă duceți la vot oriunde. Oriunde trebuie să vă duceți la vot. Doamne, ești eu, ar fi fain din chat. Deci exagerăm de 3 ori, da? Bravo pentru dublă, te pup, neam like, mulțumesc. Eu câștigat, luați-vă gândul. 31 de voturi, 3. 58%. Mamă. Mai aveți 10 secunde să votați. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Încheie sondajul. Hai să vedem câștigătorul, o să apară câștigătorul în chat, dar cel mai probabil 3 de 3 ori să se extragă. Deci, o să extragem de 3 ori. Primul extras nu este câștigător, ar fi câștigat, da, pentru că ați votat să extragem de 3 ori. Ar fi câștigat, dar nu prea câștigă. Al treilea extras o să fie câștigătorul. Prea mare diferență, adevărat. A plecat dreapta la monitor, voice. Câștigătorul giveaway-ului. În semn de mulțumire pentru 8000 de abonați pe YouTube, împreună cu cei de la Picky Football Shop. Acest tricou original al lui Napoli este, de fapt, ar fi fost, câștigătorul ar fi fost David C24, ar fi fost, dar nu este. Al doilea câștigător ar fi fost, dar nu este, Moraru Cotmir, iar câștigătorul giveaway-ului cu tricou de la Napoli este Bogdan Alexandru 16A. Nu cred că e pe cea niciodată Bogdan Alexandru 16A. Cu comentariul ăsta verificăm, prietene, dar par să fie real băieții ăștia. Ia și dacă intru aici, mi-l dă pe Instagram direct. Nu pot să cred că a câștigat Boxa. A, dar nu e Boxa. E Boxa? Ia, following. Picky Football Shop. Bă, ăsta e Boxa, e omul meu Boxa. E Boxa care face share live-uri. Bă, ce prost sunt, am făcut 3. Nu cred că tu erai ăla primul. Tu erai ăla primul, mă, Davide. Boxa Alexandru 16A a câștigat giveaway-ul. Dar nu știu dacă e abonat, mă. Ia, mesaj. Felicitări, eu eram. Scuze că te întreb, dar ai PS4 sau console pe care nu de vânzare? Mamă. Salut, bro. Ești? Ia să vedem dacă e brother. Unlucky. Tu erai, mă, ăla. Nu pot să cred că tu erai, Davide. Nu pot să cred că tu erai. Boxa e câștigătorul nostru, boys. Boxa e câștigătorul nostru. Felicitări. Stai să văd dacă e pe chat. Poate dacă e pe chat, intre chat pe live. Nu e așa că mi-l dai mie dacă nu răspunde, oricum o să mai extragem o dată pentru, în caz că nu răspunde Boxa, să vedem cine e, o să văd. Deci Boxa este câștigătorul nostru, Bogdan Alexandru 16A este câștigătorul giveaway-ului cu acest tricou de la minunat de la Napoli și lui o să îl trimitem, dacă îmi răspunde astăzi, asta trebuie. Și dacă nu e abonat la canal, verific eu toate informațiile, da? Cel mai probabil e abonat, nu?
Da, o să verific, o să verific cu siguranță. Iar dacă Bogdan Alexandru 16 nu o să fie nu o să îndeplinească toate condițiile pentru acest giveaway, al doilea câștigător o să fie Dragoș 1123 împreună cu băieții ăștia pe care i-ai etichetat. Deci Dragoș 1123 o să fie salvat live-ul ăsta, deci o să fie fiecare nume. Iar dacă Dragoș nu a respectat nici el condițiile, al treilea ar fi mama Andy, direct omul meu Andy. Andy e abonat, are followere de față, dar el e al treilea din păcate. Verifică acum, păi nu am cum să verific acum dacă e abonat. Daxi, eu i-am dat mesaj, dacă ne răspunde cât mai stăm live, verificăm. Bă, dar eu știu cum câștig un giveaway-ul aia, eu am crezut că din aia trei care câștigă alegi tu unul. Păi cum să aleg eu unul, mă, frate? Cum să aleg eu unul, mă, David? Am explicat exact. Mai dă o dată să văd dacă pic și eu, gata. Nu mai dă nimic, am dat de 3-2-1 câștigătorul și încă 2 după. E de ajuns. Vă mulțumesc frumos pentru participare, băieți, sunteți oamenii mei. Mai dă până picăm și noi de pe chat. Bă, o să mai facem cu siguranță până ajungem la 10.000 de abonați, o să mai facem multe giveaway-uri și dacă vă abonați, o să aveți mereu șansa, pentru că o să facem giveaway-uri spontane și pe live cu oamenii care o să fie prezenți. O să vă mai încerc să vă mai dau niște chestii. Deci o să fie multe surprize, o să vedeți. Știți că mereu am făcut multe giveaway-uri și dacă sunteți aproape de mine și vă abonați, o să aveți șansa să câștigați. Avem pe băieții noștri de la Piki care ne ajută cu mystery box-uri, cu tricouri. O să facem multe chestii mișto. Iar o să facem multe chestii mișto. Deci Bogza este câștigătorul nostru. Aștept să-mi răspundă la mesaj și o să vă scriu acolo pe Instagram, o să vă pun acolo pe story cine o să câștige, dacă îmi confirmă Bogza și mi-arată că e abonat la canal. Și o să vedem. Dacă nu adun și celălalt 2 câștigători, cam asta a fost giveaway-ul nostru. Ne-am zis că la cămăuți în oraș, băi, ce? Te pupăm, Alex, să ai zi frumoasă. Băi, cam aici ne oprim și noi. Am zis că mai și jucăm ceva, dar mă duc direct să mănânc ceva și stăm un pic pe spate. Ne uităm și noi la Formula 1, ne uităm și noi la niște meciuri, mai stăm așa frumos pe spate. Poate facem și mâine un live, dar nu promit. Putem să facem și mâine un live în care să ne jucăm, mâine dimineață, dar majoritatea dintre voi sunteți la școală. Ia scrieți-mi pe chat care din cei 21 de oameni care sunteți la școală și care nu. Că aș vrea să fac un live mâine dimineață, dar mâine începe școala și nu știu exact dacă e pont sau dacă nu e pont. Bine că... Cine a câștigat, bro? Omul meu Box a câștigat, dă mai în spate pe live și o să vezi. Bogdan Alexandru 16A a câștigat, omul meu. Mâine festivitate? Mamă, e jale. Eu clasa 8-a, eu sunt, mâine festivitate? Mamă, mâine e jale direct. Mâine pleacă jalea direct cu asta, cu școala. Felicitări lui, într-adevăr, felicitări. Eu sunt a 10-a, mamă, tu ești mare. Eu începând în octombrie sunt la facultate, frumos, înseamnă că ești mare, mă, Alexandru, ești mare. Deci e posibil să facem și mâine un live, să vedem, în funcție de ce program o să am. Să aveți o duminică frumoasă, mulțumesc frumos pentru toate abonările și pentru toată susținerea. Să aveți o duminică minunată ca voi, dragilor. O duminică minunată ca voi. Felicitări, Bogza, pentru câștigarea giveaway-ului. Să-mi dai mesaj pe Instagram dacă vezi live-ul și ne auzim pe următorul live, boys. 23 de zile rămase până la FIFA 23 și o să înceapă mare, mare hype. Vă pup. Aveți o duminică frumoasă în continuare. Ciao. Vă pup. Pa, pa.